Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi suntem, ca de obicei, Indodi și astăzi o să discutăm despre capitolele 27, 28, 29, 30 din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății, capitole numindu-se Alice pentru un prieten socialist sau Salvă pentru un prieten socialist. Anarhia nu înseamnă haos. Ce este anarhie și ce este guvernul? Și poliție, tribunale și legi ale pieței sau pe piață. Și problema stabilității. Și stabilitatea. Și problema stabilității. Merci. Ok. Oricum vorbeam despre ea. Da. Corect. Anarhia nu e haos, e de fapt o poezie. Da, înainte să începem să discutăm materia capitolelor, vă aducem aminte că jos se găsește un buton de like pe care ar trebui să-l apăsați acum ca să răspundească video-ul în algoritmul YouTube. Și de asemenea, dacă vreți să mai auziți de noi, există jos un buton de subscribe, un clopoțel care să vă tragă de mânecă, presupunând că aveți mânecă. Și jos în descriere puteți găsi niște link-uri către alte locuri unde mai puteți găsi activitatea Indodi și de asemenea niște conturi de crypto, Patreon, dacă aveți cumva dare de mână să susțineți activitatea noastră. Conturile astea de bani liberi și conturile unde sunt conținut celelalte conținuturi, conținuturile alea vaste și mai interesante decât partea asta. Ne acceptăm colorii. Și bani fiat sau? Pe Patreon, da. O relicva sistemului vechi. Bani neliberi. Sunt standard. Da. Da. Alicele? Alicele. Hai să începem cu patru Alice. Da. Ridică, trimite David Friedman către prietenul imaginar post-socialist. Cea mai, ce am rămas eu din capitolul ăsta, mi se pare cel mai tare punct pe care îl ridică Friedman este un fapt pe care îl putem observa și în societatea actuală, și anume săracii. Când sunt ei cel mai bine serviți, ajutați? Serviți, ajutați, da. De către produse liber de către piață sau de către serviciile unde statul are monopol. Justiție, poliție și așa mai departe. Și în cele patru puncte, David Friedman asta încearcă să spună. Mi se pare că aici, la capitolul ăsta, face trecerea la partea a doua cărții, unde nu mai vrea să spună, domne, de ce e prost statul și de ce servicii proaste oferă, ci ce se poate întâmpla și în, adică varianta bună din piața liberă, a fiecărui serviciu. Da, aduce scenarii despre cum ar putea să funcționeze lucrurile în piața. Da, da. Să luăm primul exemplu pe care Friedman îl aduce în discuție, și anume, dacă am avea două persoane pe lumea asta, una bogată și una săracă, și cea bogată are 10.000 de dolari, cea săracă are venit pe an, cea săracă are, așa zice, Da. 5.000 de dolari venit pe an are cea săracă. Cel bogat face parte dintr-un partid politic cu 10 voturi, și săracul face parte dintr-un partid politic, sau votează cu un partid politic cu 5 voturi. De aia e sărac? Da. De obicei, ăia săracii le votează până cu 10. Da, exact. Și se întreabă Friedman, prietene socialist, când crezi tu că săracul o va duce mai bine? Pe piața liberă, în care bogatul trebuie să se lupte conform regulilor pieței libere cu bani pentru a acapara servicii și produse, sau pe cale politică, prin voturi?
unde să reamintim, el are 10 voturi versus 5 ăla. Da, da. E foarte intuitiv asta că pierde săracul în piață și câștigă în politică. De ce? Pentru că te gândești că în politică ar fi vot egal, avem egalitate, pe piață avem inegalități. Unul nu are ce mânca și unul... Adică e foarte intuitiv asta socialistă. În timp ce dincolo avem egalitate. Și votul meu și al lui Dragnea sunt la fel. Da. Dar lumea funcționează după reguli contraintuitive, din păcate, pentru socialiști. Că, de fapt, asta primul exemplu e... Astea patru, excepție fiind ultimul, tind să fie conflicte clasice pe care le-ai avea cu un socialist despre care pleci de la premiza că ar fi de bună credință. Și primul conflict este... Primul conflict este între piață și politic. Cum sunt mai bine ajutați săracii? Noi spunem prin piață liberă. Socialiștii spun nu, intră politicul și creează un gărduleț și face și drege și așa. E, și Friedman dă fix... Face o analiză economică, de fapt. Fix acest exemplu, care, exemplu, sună cam așa. Să presupunem că sunt două persoane, da? Și una are disponibil 10.000 de unități financiare, alta are disponibil 5.000 de unități financiare. E un truc aici, în exemplu, o să revenim asupra lui un pic mai încolo, pentru că e doar demonstrativ. Și să presupunem că există o a treia persoană care vinde făină și scoate un kil de făină la licitație. Oamenii ăștia ar trebui să mănânce, da? Și vin la licitație, prima licitație, teoretic, să presupunem că merge din unitate în unitate financiară și niciunul nu se lasă, da? Că le-o fi foame, o câștigă prima persoană, persoana A, cu 5.001 unități. Ce ne spune Windows-ul? Ok. Deci câștigă primul kill de făină, îl câștigă persoana care era mai avută, da? Cu 5.001 unități financiare. De ce? Pentru că persoana care are doar 5.000 unități financiare nu mai poate să vină după el atunci când ăsta licitează 5.001. Ca atare, primul kill de făină îl ia această persoană și situația pe piață este acum după cum urmează. Persoana care a început cu 10.000 de unități financiare mai are doar 4.999, pe când persoana care a început cu 5.000 are toți 5.000 că n-a apucat să-i cheltuie. Și vine Baștanu, scoate al doilea kill de făină, zice, ia, licitați. Primul care a luat deja kill-ul de făină și să presupunem că îl vrea în continuare. Așa trebuie să dai vreo 8 exemple. Să presupunem că îl vrea în continuare, da? Însă nu mai are atâția bani. Adică în clipa în care el licitația merge din 1 în 2, în 1 în 2 așa, ajunge la 4.999. Ce să vezi? Acum se oprește. Ăla cu 5.000 câștigă al doilea kill de făină și el e mai motivat să îl câștige pentru că i-o fi foame, așa cum i-a fost foame primului, da? Pentru că primul avea deja necesitățile, făina fiind, să zicem, faci pâine și mănânci chestii de bază. Și acum el vrea să-și facă o mască de Halloween. Nu contează ce vroia să-și facă. Vrea, e irrelevant. E irrelevant. Sushi, da. E irrelevant ce vroia să facă. Să vrea și toate necesitățile. Ideea e că nu mai ai bani nici de necesități. Da. Da. Ideea este că... Adică în, și bogații plâng. Și în plus, asta dacă mă numără cineva, dacă licitatorul, în loc să facă licitație, ar fi zis... Am 2 kg de făină, prețul e 5.000 kg, ar fi luat bogatul, da? Ăla cu 10.000 de unități, ar zis, ia 10.000 de mile pe amândouă. Da. Și ăsta îi le dă, că n-are niciun motiv să nu îi le dea. Da. Primește 10.000. Preferință însă, de timp. Însă dacă stăm să numărăm după licitații, a primit 10.000, 1. Toată lumea a avut de câștigat din acest scenariu. Nu numai problema, faptul că făina a fost distribuită în mod egal, ci și producătorul de făină a ieșit. Problema e că nu convine socialistul cu chestia asta din cauza că o să zică că bogatul
Tot bogatul vinde și făina. Bogat e acum ăla care a vândut făină. Sau nu are. Toți sau, sunt săraci. Sau de ce are lux? Dar trebuie interzis lux. Pentru că săracul... Bine, poți avea în vedere și scenariul care săracul trage la lux direct. Nu e interesant. Da. Azi cu voturile. Cum... Adevărat. Comparăm acest exemplu cu exemplu cu voturile, da? Prima persoană este într-un... Să presupunem că aceste decizii, în loc să fie luate printr-o licitație pe piață, sunt luate într-o aulă democratică. Și ca să păstrăm proporțiile, prima persoană este într-un partid care are 10 voturi, a doua persoană este într-un partid care are 5 voturi. Da? Se votează și pe primul kilu. Vine kilul de făină și lumea spune, votăm, ce să facem cu acest kil de făină? Partidul celor 10 voturi zice, dați-i lui șeful. Da? Ce să duce kilul de făină? Și vine al doilea kil de făină. Și se votează și pe al doilea kil de făină. Și partidul cu 10 voturi zice, dați-i lui șeful. Prin urmare, în sistemul ăsta de vot, cei care au puterea câștigă mereu. Tot, nu că tot mereu. Și mereu, da. Da. Bine, Costel, o apărare la chestia asta ar fi că chilele alea de făină nu se produc toate odată. Și atunci, natural, așa apare. E o schimbare a scenariului. Apare un chil și după aia mai apare un chil. Dacă e mană cerească. Dacă e mană cerească... Aia vine, mai, aia nu mai costă. Aia vine. Da. Da, dar are utilaje la bucat. Ideea care stă în spatele acestui exemplu și de ce funcționează este că atunci când discutăm noi și punem în comparație democrația față de piața liberă și nu suntem de acord cu democrația asta pe bază de vot, nu suntem de acord cu ea tocmai din două motive. Unu, distribuția, fix egalitatea asta de voturi nu este corectă pentru că democrația nu permite ceea ce piața permite, acumularea de capital. În acest exemplu, observăm reversul acestei medalii. Piața nu numai că permite acumularea de capital, dar permite și cheltuirea de capital, cheltuire ce dă șanse celor mai puțin avuți. Care au acumulat piață. Mai puțin. Care, care au acumulat mai puțin. Asta trebuie vizualizată, asimetria asta între, între bani și vot. Deci banii se consumă, ar avea efect, se consumă, adică la bogatul, ok, cheltuie, dar rămâne la un moment dat, pierde runda cu săracul. În timp ce la vot nu pierde niciodată. Uite, la vot are întotdeauna 70% și la săracul are 30%. Ar trebui să-i găsim un nume la forma asta, să-i zici democrație de piață sau nu știu cum se zice. Că practic e tot o putere a poporului. Ok, nu e al demosului, păi, ci a... Spune Friedman la început, îi dă denumirea... Banului. Da. Da, votarea prin bani, votarea prin cumpărare. Da, e vorba de parabola asta pe care o spun mulți, că votezi cu dolari. Da, piață, vote with your wallet. Da. Mises a lansat chestia asta, folosește foarte mult. Că e mai democratică piața. De... Da. Și votând cu dolari, produsul respectiv, minune, înmulțește produsul, pentru că lumea vede că se cumpără, uite aici. Da, e semnalul... Nu începe să dispară, știi? Tradiționalul semnal de al pieței că lucrul ăla... Are valoare pentru celălalt. Are valoare, trebuie făcut. E așa, asta e semnalul că există cerere. Nu că... Nu știu, poate unii nu... Când zici cerere și ofertă, poate unii să gândesc la necesități. Cerere... Sau asta mai e supărarea multor socialiști, că, păi uite, un bogat ca Bill Gates care își cumpără avioane ferme, peste ferme, cumpără el tot și oamenii rămân amărâți. Păi, n-a cumpărat tot. Există pământuri întregi și am mai zis de mai multe ori, mai repetăm, poate un moment potrivit. Povestea aia în care o mână de bogați au 70% din avuția lumii și restul lumii au doar mai puțin, ca să asemănăm un pic cu bogatul și săracul de aici,
Pe oamenii ăia săraci nu îi obligă cu adevărat bogații astăzi, în afară dacă îi obligă cu statul și cu armate și cu poliție și cu fisc. Nici măcar ei atunci nu sunt, dacă uite, ne gândim la discuția cu responsabilitatea, n-a pus mâna pe tine Pfizer. Nu. ANAF a pus mâna pe tine. Deci Pfizer poate să facă oricâte comploturi. Poliția cu amenziile și ANAF. E important să-i subliniem pe ăștia mici, pentru că uite și Hitler, dacă era ignorat de baza aia de jos, că ei au făcut crimele efectiv. Da. Adică să nu mai venim cu chestia asta. Nu sunt mai vinovații mastermind-ii. Nu. E vinovat ăla care pus mâna pe tine. Mastermind-ul e vinovat doar atunci când, deci am mai discutat chestia asta la un alt capitol, vinovăția se duce în sus pe linie, pe lanțul de comandă, atunci când există o coerciție, o forțare asupra executanților. Atunci și numai atunci. Ok, bun, da. Există o gaură, nu intrăm astăzi în detaliu, doar amintim că am mai zis o dată. Da. În... o gaură la exemplu ăsta, exemplu e construit foarte frumos din punct de vedere economic ca să iasă elegantă demonstrația asta, o gaură este ai avea în exemplu dacă de exemplu persoana mai avută ar avea cu ceva mai mult de 2x decât persoana mai puțin avută cantitate monetară, caz în care teoretic el ar câștiga tot. Dar răspunsul împotriva acestui contraargument este că niciodată nu sunt doar două bunuri în economie. Da, aici a zis Gabi, o să mai facă. Unul la mână poate să mai facă sau doi la mână că putem să ne uităm numai... Cum să numesc alea care sunt alternative? Deci toată lumea folosește aur, dar nu mai e. Ei, ok, folosim argint. Alternativă. Ai substitute. Să nu mea cumva tehnic, dar trecem peste. Da, și în cazul ăsta mi se pare tot e de preferat piața liberă, pentru că încă ai avut 12.500 de față de 5.000 unități financiare. Ai câștigat în ambele cazuri cu 5.001 licitația. Da. Uh-huh. Te-au rămas 2.498. Deci ai rămas cu bani mai puțin decât ăla cu 5.000, în celălalt. Da. Pe când, în cazul voturilor, tot timpul ai avea 12 voturi. Măcar așa te gândești. Băi, ok, mai iau și al doilea... Uite, cât poate fi asta o critică la scenariu, că scenariul nu e pe piața, nu e o bătaie între un bogat și un sărac, ci între un bogat și mai mulți săraci. Mai mulți bogați și mai mulți săraci. Era o bătaie nu în bani, pentru că câștigă bogatul, e o bătaie în acțiune umană. Ce poate să facă săracii? Nu, eu mă gândeam că e un sărac pe bune acolo, deci nu apare alt sărac care... Da. Nu, chiar un sărac. Da, ok, cool, yes. Pentru că mi se pare că tot apar bani pe partea de săraci, tot apar săraci, de exemplu, știi? Uh-huh. Ăsta tot consumă, că ăsta e mecanismul, știi? Uh-huh. Banii se consumă, voturile nu se consumă. Bogatul pierde în final pe piață. În politică nu pierde niciodată, în care are majoritatea tot timpul. Dar mă întreb dacă nu e greșit exemplu, pentru că ai mai mulți săraci de acolo. Da, da. Ai cumva o bătaie între bogați. Ai și foarte multe voturi. În clipa în care discuți de faptul că ai mai mulți săraci, ai și mai multe bunuri. Deci problema asta e făcut ca să înțelegi ca exemplu cum funcționează principiul. Da? Faptul că banii se cheltuie și ăla, după ce cheltuie o grămadă de bani, rămâne fără. Nu mai este primul acolo. În situația din piață, ai și foarte mulți săraci, să zicem, da? ai 7,8 milioane de actori economici, da? Sau miliarde, sau de fapt acum cred că sunt 8. Mă rog, sunt 8 miliarde de actori economici, da? Dar ai și foarte multe bunuri pe piață. Dar n-ai propunția banii lor, mei. Păi da, dar tu ca bogat nu mai concurezi. Nu se bat 40.000 cu 2.000, ca în exemplu, se bat 40.000 cu... Dacă te uiți în bani, nu mai contează câți oameni sunt, ci există o unitate de bogați care au mai mult decât o unitate de săraci. Devine un fel de duelul megazaurilor, știi? Unde se bată Godzilla cu pătărniche. Da. Trebuie să bată Godzilla până la urmă. Dar dacă se bat pe bani, câștigă unii. Dacă se bat pe ce pot să facă să interacționeze,
Adică și pe piață la raptoare. Da, da, colecția de săraci e un bogat mai. Săracii sunt mai bogați decât bogații. Da, trebuie să fie uniți. Trebuie să fie uniți. Păi sunt uniți, că așa nu este. Uite ce voiam să zic o chestie despre uniți. Toată ziua auzi povestea asta cu trebuie să fim uniți. Dacă, doar dacă am fi uniți să rezolvă nu știu ce. Oamenii ce zic de obicei? Băi, să fim uniți pe ce crede ăla care vorbește. Și atunci să zic și eu ce cred. Eu cred că oamenii ar trebui să fie mai uniți pe ce le zicem noi, să învețe mai multă economie și atunci o să înțeleagă dacă vrem să fim uniți. Ia, și voi zice să votezi cu tare. Eu zic, învață și tu niște economie. Nu e mare lucru. Hai să fim uniți. Economia într-o lecție. No. Hai să fim uniți pe asta, exact. Uite, în America e obsesia asta. Tu vezi pe Prager, pe Twitter. Care e sursa diviziunii în America? De ce suntem atât de divizați? Nu știu dacă și la noi. Joana sau nu știu, ne-a adus chestia. Suntem divizați. Nu, mă rog, înțeles pe ei puțin. Divizare, nu știu ce, trebuie să pacea socială, să avem pace socială. Coeziune. Pacea socială înseamnă tot felul de sindicalism, știi? Asta e o poziție pornită de la un fel de postulat că dacă n-ar exista diviziunile, am fi uniți. Dar nu da, și chiar garantează nimic chestia. Și chiar dacă ai fi unit, poți fi unit pe o idee rasistă, știi? Da. 95%. Sau vrea lichidarea sau unui grup. Prostie. Pe idei economice proaste. Că de-aia am zis. Da. Există unitate în lumea actuală, există. Keynesianism, asta există. Da. Sau și pe socialism, în afară de trei libertarieni pe care ți-i zici pe nume în România, sau de trei conservatori, există unitate. Uh-huh. Deci dacă te uiți la care e sciziunea în cadrul socialismului. Deci sciziunea din cadrul socialismului între un socialism woke, care mi se pare că nu e așa de puternic în România. Este puternic. Da, și un populism care e un socialism anti-woke. Uh-huh. Deci asta e sciziunea. Deci nu e o luptă între putere și libertate, între individ versus stat. Nu e o chestie de ce. Nu se bat tipuri de... Da. Cum se băteau nazii și comuniștii. Hayek zicea că sunt facțiuni socialiste rivale care se... Da, și atunci când spui că se bat pentru controlul statului. Da, controlul... Asta e problema. Da, oamenilor. Da, nu o problemă cu statul, ci să fie ale noastre alea. Care... Da, e genul ăla de, din nou, un postulat normal că trebuie să existe o conducere, dar să fie o conducere bună. Adică ce zicem noi? E. Bun, în încheierea acestui prima Alice... Friedman recomandă două cărți, una dintre ele este novela sau romanul lui Henry Hazlitt, Timpul va curge invers, da. Așa, iar cea de-a doua o avem și noi în română, este vorba de Socialismul, o analiză economică și sociologică de Ludwig von Mises, apărută recent la Institutul Mises. Recomandată și în acest capitol. Poate o face și noi încolo. Da, e posibil. Eu când am citit nu mi-am dat seama de relevanța lor pentru el, despre ce vorbea pe acolo. Nu mi-a fost clar de ce s-a referit. Da. Deci era vorba de superioritatea. Este vorba despre felul în care funcționează economia în piață. Așa merge la felul general. La asta. În aia lui Hazlitt, eu l-am citit când era mic, ideea care e, fiu dictatorul e libertarian. Și încearcă să... Și na, partea simpatică e... Lumea era... Mentalitatea comunistă rămăsese... El zicea, nu vă mai raportați. Erau cozi, se raportau unii pe alții. Deci erau tot felul de chestii, da? Deci cum introduci... cum se numește asta? Devoluție? Da, ceva de genul ăsta. Cum introduci libertatea într-un sistem totalitar, știi? Point. Nu e chiar, n-are talentul cu Orwell sau al Huxley, dar e, na, e, da. La un moment dat zice și Friedman, roman, știi? Novel, știi? E mai mult o discuție ca dialogul lui Platon, știi? Deci nu e. Da, pe asta se deci asta concentrează, ar fi că ideea e, da, cât dacă vrei să repari socialismul astfel încât să fie la fel de atent cu preferințele de piață ale pieței, cu preferințele oamenilor pe o piață liberă, o să dai de inevitabil de capitalism. Și asta spune și ea. A doua, Alice, este despre cum este neprofitabil pentru om obișnuit să voteze, cât de profitabil este pentru
grupurile de interese atragă de partea lor factorul politic și să voteze legi favorabile lor. Dacă pentru tine, să zicem, vrei să ai condiții mai bune de zburat în avioanele din România, începi și studiezi fiecare parlamentar ce a votat, pe studiare, pe viitorii parlamentari care vor să candideze, cine îți va apăra ție interesul cel mai bine, să pierzi o grămadă de timp. Legislație. Da, și legislația. Ziare, și mai departe. Și după ce pierzi atât timp, trebuie să dai un vot și votul acela ar trebui să conteze pentru interesul tău. Ceea ce nu se întâmplă aproape niciodată. Pentru că lumea, ceilalți oameni au votat cum au vrut ei pentru interesele lor, să zicem, dar majoritatea lumii votează irațional, că nimeni nu are atât timp să investească pentru un așa de mic profit. Chiar dacă e nefinanciar. Și cum un grup de interese, să zicem, al unei companii aeriene, poate să plătească oameni să studieze legislația, slăbiciunile participanților. Da. Și chiar să influențeze prin lobby deciziile politicienilor pentru o anumită lege care va aduce de 10 ori, 100 de ori banii investiți. E invers, de fapt, procesul, cum ziceam, Mises, prețurile imprimă costurile, știi? Mai în vedere beneficiile și în funcție de acele beneficii mi-asum costurile. Da. Grupul de interes are foarte mult de câștigat. Simplu muritor nici nu are mare lucru, să zicem, scade prețul la un bilet cu nu știu cât. Și nici nu e sigur. Da. Nici nu e sigur. Ei au o certitudine, o probabilitate mai mare, știi? Mai influențăm, mai vorbește, vorbește cu Ciolacu, vorbește cu nu știu cine. Șanse mai mari. Deci odată nu ai... Beneficiile alea estimate dictează costurile, știi? Încep să-și asume acele costuri, vorbește. Corect, da, da. Dar un votant, o dată, nu este sigur că pe cine votează iese. Pe când grupul de interese deja merge la cei care au fost deja aleși. Ce ești asumă riscul? Că poți avea... Bine, poți avea consens, că la asfalt ai încim de câștigi, oricum. Dar și acolo cred că poți avea... Uite, dacă erau dăștia ecologiști și a venit Trump și le închide robinetele. Deși au riscuri. Știu, dar ei toate nu se duc. Dacă estimează că Trump nu o să le dea ceva favorabil, deja mai fac ei studii, nu mai fac lobby, da, nu mai investesc. Da, e. Sau atât de mult. Sau atât de mult. Local. Da. Sau invers. Poate să investească în nealegerea lui Trump. Da. Poți și în felul ăsta, dacă estimezi că alegerea unui anumit personaj va produce o pierdere în viitor de X, nu cred știu cât, tu ești dispus să cheltui până la acel X ca să te asiguri că individul nu va fi ales. Normal. Asta, a doua, Alice, este oarecum, vine în continuarea primeia. Da? Deci dacă prima îi spune socialistului: uite că pe piață săracii o duc mai bine, pentru că prin politică am avea această problemă, la care socialistul vine și zice: păi stai puțin, că săracii e mulți. Cum îți explici că săracii fiind mulți ar trebui să câștige totul prin politică? Și uite că politica e, se face mereu în interesul bogaților. Și aceasta a doua, Alice, exact asta încearcă să explice. Faptul că... Costuri de organizare, cred că ai ignorat să punteze mai multă. Costuri de organizare. E greu să ne asociem, să ne coordonăm. Noi milioane de oameni. Una e să organizezi 5 oameni, cât are un grup de interese. Da. Hai să zicem mai mult. Da, 25. Da. Și una e milioane de oameni. Hai să ne întâlnim la universitate. Ideea este că primul exemplu, da? Sunt de acord că săracii e mulți. Dar săracii nu votează legile. Ale le votează aleșii. Da? Asta e marea diferență. Puterea politică nu e în mâna săracilor, chiar dacă ei sunt mulți, ci e în mâna aleșilor.
Nu, dar ideea e de ce săracii nu muncesc mai mult, asta e de ce nu se implică mai mult. Și uite, asta poate fi explicația ce zicea Gabi, că nu... Pentru că... Îi că fiind câștigurile mici prin și pentru eu exact. Rola care... La și este că nici nu au interesele foarte aliniate. Unul vrea să meargă cu avionul, da, în condiții decente, e un pic mai... Da. Unul vrea, unde vreau niște subvenții la îngrășământ. Da. Adică... De când așa de la grupuri de lobby, în special, adună, noi vrem niște legi favorabile industriei aeronautice. Sau vrem nu știu ce. Nu e întotdeauna adevărată. Bă, Gabi se leagă de aviație pentru că și ăsta a fost exemplul lui Friedman legat de aviație. Dar el încearcă să explice aici conceptul externalităților. Faptul că, uite, de exemplu, să zicem că eu aș vrea ca blocul meu să se reabiliteze termic, da? Pentru că se întâmplă să nu fie, da? Și când o să vină frigul afară, o să se cam degere în casă. Și eu aș prefera să se reabiliteze. Acum primăria nu te lasă să pui tu doar pe apartamentul tău izolație termică, că nu te lasă și atunci trebuie să fie tot blocul. Și dacă eu aș vrea neapărat, aș putea să fac contract cu o firmă să-mi reabiliteze tot blocul. Da. Cine are de câștigat? Toată lumea. Cine a plătit? Eu, că eu am vrut să se întâmple acțiunea. Eu mi-asum toate costurile și beneficii sunt pentru toată lumea. Un alt exemplu... Externalitate pozitivă. Este fi și efectul pozitivă, negativ da. Al uciucul asupra ta, știi? Ce? Legea asupra că ta. Legea, da, da. Uh-huh. Un alt exemplu este cel al lui Adrian Secu. Omul care a anulat, deci el a vrut să și-a bătut capul, a dat în judecată, a ajuns la Curtea Supremă, a anulat starea de urgență. Motivul pentru care nu mai avem, între altele, stare de urgență, mă rog, de necesitate sau de alertă, ce pizda mă era, da? Este și asta, că a fost anulat printr-o decizie a Curții Supreme pe o excepție de neconstituționalitate. Nu mai poate să mai vină o alta după, există deja jurisprudență, nu poate să mai țină. Da? Omul ăsta și-a luat din timpul lui, s-a dus, s-a prezentat, s-a făcut, da. Așa? Am avut toți de câștigat. Mă rog, unii consideră că nu, problema voastră. Păi la aia da. Sunt externalități negative la aia, la noi pozitive. Da. Culmea, vezi, această externalitate poate fi pozitivă pentru unii, negativă pentru alții. Da. Some people's trash is some other people's treasure. Bine, miza lui Friedman era că deciziile astora ei nu suportă costurile. Dacă au niște decizii proaste, un politician nu pierde bani ca un patron. Un patron pierde bani. Da. Dacă lumea vrea pufule și el aduce portocale, pierde bani, efectiv. Un politician nu, sau un funcționar de la... Na, blefurile totale sunt, deci nu e... Uite, observ o chestie mică. Oamenii care n-au citit economia într-o lecție a lui Hazlitt sau chestii de-astea de economie simplă, își imaginează că lucrurile se produc și se consumă toate. De exemplu, un exemplu din ce există tu adine, auzi? Cineva ar zice, păi și ce, dacă vindești portocale? Deci, noi înțelegem ce există. Lumea vrea pufuleț, ăla aduce o prostie, altceva. No. Păcând lumea, de obicei, se gândește, pe ce dacă a adus portocale și alea să vând. Important e să nu le vândă scump. Resursele, știi, dacă tu lemnul de foc îl consumi vara, nu o să mai la iarnă, știi de mine. Yes. Te mai gândeam asta cu avionul. Contează și opiniile, nu știu, economici, că tu ai sărge economii ale... Ce are în cap ăsta care nu te informează? Cine așteaptă să-i scadă prețurile? Pentru că contează și teoriile din calcul. Dacă el e pe o piață, crede că prin competiție o să scadă prețul la bilet de avion. Dacă e, nu știu, e socialist, crede că prin decizie guvernamentală o să scadă. No, plus că fascinația asta cu lucruri complicate, de exemplu la avioane, păi să-mi dau eu cu părerea, eu client amărât care doar zbor din A în B, să-mi dau eu cu părerea cum să fie piața avioanelor, păi tu ești specialist, mă, băiatule, da. Lasă specialiștii să... Mai ești confuzia asta că trebuie să
Și noi, de fapt, să știi inginerie, precizarea aici care este? Eu nu dau cu părerea despre piața avioanelor. Eu dau cu părerea despre bunăstarea mea. Ce vreau eu pentru mine. Sunt pretențios. Vreau să fie mai confortabil, mai ieftin, mai devreme acasă. Da, astea. Eu zic, ca fi e optimist ce spui tu, că nu-și dau luna cu părerea. Dacă te uiți pe internet, oamenii își dau foarte mult cu părerea. Absolut, deci, foarte multe subiecte. Deci eu nu știu câte persoane am văzut să spună, nu mă zicem, nu știu. A venit vorba despre libertarianii să spună, nu știu. Nu stăpânesc acest, nu știu autorii, nu știu ideile, nu știu discuțiile. Prin urmare, nu mă bag. Deci eu n-am, măcar n-am întâlnit o astfel de ființă, știi? No, dacă... O să anunț că nu. Bine, dar nu e atât de, acum împing un pic înapoi, nu e atât de străin conceptul, adică... Păi nu, despre bine și rău, toată lumea are o părere. Dacă l-ai întrebat despre rulmenții de la un avion, într-adevăr... Eu zic că și pe ea să bag. Pe rulmenții? Uite-te pe, da. Da, ce vreau să spun e că, așa cum a zis și Gabi, despre bine și rău, toată lumea are o oarecare părere. Libertarianismul în sine e o problemă etică. Respectăm sau nu principiul non-agresiunii. Omul, trebuie să respecti omul, pentru că nu ești stăpânul lui. Trebuie să-l lași în pace, să fie liber, să-și cumpere pâini, nu pâini, da, etc. Asta pe bine și rău, unor e clar, știi? Adică și omul simplu, e destul de clar ce a însemnat rău, că e rău. Vezi un criminal în serie și nu trebuie să ai doctorate, știi că e ceva rău. Zici că e clar, dar este rulmenți, de exemplu, răspunsul o să fie, păi noi aveam fabrică de rulmenți și nu mai e. Asta e bine sau e rău? La humor merge. Humor merge pe ideea asta cu dumne și omul simplu știe ce e bine și rău, deci... E cam adevărat. Da, intuiția. Sau în mare parte intuiția a lui. Adică puține situații, dar ne mai chinuim noi la cafea. Unde are probleme omul e cu abstractizarea acolo. Mm-hmm. Capacitatea de abstractizare și conceptualizare. Și după aia aplicarea consecventă a principiilor și a conceptelor. Da, ce e grea interpretarea unui caz. Cum e? Uite, mie îmi place la finalul aceste două Alice, că el descrie o situație foarte, foarte haioasă, dar mie mi se pare foarte vie când am citit-o. Zice așa că 100 de oameni stau în cerc și un politician dă tura cercului și ia câte un ban de la fiecare, sau ia câte un leu. Hai să facem pe românește, da? Da. Ia câte un leu de la fiecare, din buzunarul fiecăruia când treci pe lângă el. La sfârșit, se duce și dă 50 de lei unuia din acești 100 de oameni. Zice, ai câștigat. Îi dă 50 de lei. După care mai face o dată și mai face o dată și mai face. Și face de 100 de ori chestia asta. Da? Și la sfârșit dă câte 50 de lei, are grijă să dea câte 50 de lei fiecăruia dintre cei 100 de oameni care s-au așezat în cerc. Un fel de roata. Și dar toată lumea din cerc ar fi fericită cu această situație. Uite-te la cardurile sociale, știi? Plus că exemplul lui e gen... Bine, primul că nu avea impresia că a lui taică-s. E dat de Milton Friedman, primoară. Dar ăștia ies bine în scenariul ăsta, să-ți ia doar jumătate din bani. Cred că viața reală e mai rău. Uh-huh. Adică oamenii pierd mai mult decât... Da, corect. În viața reală pierzi cam 60%. Sau, sau peste chiar. 64-68. Depinde de țara în care treci. La noi în România este spre 60-64. Nu știe costul. Adică dacă... dacă statul ia 10 lei, îți dă 1, tu ți-a dat cardul la social, deși statul te-a furat toată viața de nu știu câte ori mai mult. Cum zicea Thomas Sowell, că secretul politicii era cum e, să furi pe ascuns și să cheltuiești așa flamboyant, știi, da, să... Da. Cum ai traduce, cum ai zice? Spectaculos sau... Trâmbezi cu surle și trâmbite. Da. Ce vreau să mai zic la asta, la al doilea? Păi, sunt costurile chiar așa de mari, că ai net, ai astea, poți să... Nu știu dacă... De exemplu, la avioane să vezi... Sunt chiar atât de mari. Chiar și la vot, să vezi cum a votat lumea. Asta o primă chestie. A doua e că n-ai nevoie de... Am mai adus obiecția asta și la Hummer. Nu trebuie să citești tu camioane de legislație. Dacă tu ai vizualizat că prin competiție scade prețul, nu trebuie... E suficient. Te uiți la stat, n-avem competiție, prin urmare trebuie să fii mai scump decât... Deci argumentul ăsta public choice în care tu tot... Care e argumentul? Că nu stau să mă uit, nu știu cât, știi?
Am beneficii mici și costul ar fi prea mare. Nu, poate nu trebuie să te agiți atât. Ca și la e rău. Dacă ai înțeles ce e rău și înțelegi că ce a făcut Dragnea e rău, asta presupune... nu trebuie să citești Benta, nu trebuie să citești Rodin. Presupune o capacitate de abstractizare. Să înțelegi, nu, dar este să înțelegi da, că toate astea sunt același lucru. Nu, dar mi se pare că... Da, dar eu zic că și omul simplu înțelege. Da. Prin competiție ar crește putea calitate. Înțelege. Eu zic că destul de mult, că de-aia avem, piața liberă în multe... Păi da, avem hipermarketuri. Da, dar atunci explică-ți de ce n-avem competiție la stat. Da. Nu, adică... este că varianta ta ar merge dacă la stat nu s-ar cere de fezabilitate. Dacă te-ar băga cineva în seamă când tu prezinți așa de simplu zonă de competiția și gata. Nu trebuie să vii cu niște... Da, da, dacă lumea e convinsă, dacă degeaba zic că birocrații bruxelezi sau mangiștii noștri de stat, știi? Dacă lumea a înțeles chestia aia simplă, nu-l mai aburești. Așa, dar mai trebuie să fie stat, de fapt. Cam asta. Pe când e problema tu... abstractizării de care vorbea Vali, știi? Bă, dar o merge și dincolo? Că asta înseamnă abstract. Urși la un nivel mai... Mi se pare ca să faci ceva, să, condiții mai bune de zbor pe liniile... Trebuie să faci lucrurile cum vori. Da? Trebuie să inițiezi un proiect de lege, trebuie să aduci, să scrii un preambul, trebuie să studiezi. Aveam revoluție. Să aduci vreo 7-8. Eram la revoluție, ți-l închipui pe Sorin Ioniță să vină. Stai puțin că n-avem studiu de impact. Da. Unde mergem? Unde? Da. Ieșim așa ca nebuni, știi? Acum trebuie studiul de impact. La televizor. Cred că țin de aceea strategia politicienilor de manipularea agendei, știi? De manipularea... Uh-huh. Nu, vino cu studiul de impact, vino... Deci alarmiștii noștri pe pandemie nu au mai cerut studii de impact la restricții. Uh-huh. Deci a fost suficient că facă ea de afară, deci nu mai era... Dacă vrei să faci o chestie, nu știu, la poștă, o chestie minoră, știi? Hai să dereglementăm, nu știu ce. Unde e studiul de impact? În timp ce dacă e o chestie, nu știu, vaccin sanitar? Păi nu, nu mai e. E regulă, da. Merge. Salvăm vieți. E urgentă. E, e evidentă. Da, asta poate fi scuza, urgența. Așa. Păi dar și libertatea e o urgență foarte mare. Pentru tine, pentru alții. Când trebuie să așteptăm ca să fim liberi? Am mai zis de curând, uite, mă mai zicem și acum. Oamenii poate, nu știu, la cafea dimineața, poftă bună la cafeluță, ar trebui să gândească, mă, cât de liber sunt eu? Sunt mai liber decât pe vremuri? Da, s-ar putea mai mult? Mai zicem că da. Cam când aș vrea eu să fiu mai liber? Când mor sau mâine sau peste un an? Că poate dacă se uită la libertatea lui, păi de ce nu am destui bani? Păi a trebuit să-i dau nu știu unde. Dar de ce îi dai la acolo? Păi pentru drumuri. Sigur nu poți să plătești direct firmele alea de drumuri? Da. Chestii din astea, simple. Azi la cafea, da, drumurile, mâine la cafea, în Dodi. Nu, e cum zicea Mises, nu o să omul simplu o să aibă el. Dacă are revelația asta, nu mai e om simplu. Da, o chestie, oamenii simpli aud, intuitivă. Preiau de la niște cărturari. Da. Cărturarii sunt vizionarii și nu știu ce. Știi? Și dacă zice ăla, da. Dar nu aud numai socialisme peste tot. Da. Da. Cărturarii sunt în lumea lor, influenții citesc cărturarii și lumea simplă de la influenceri. Adică... Influencerii, că mai discutam, influencerii nu sunt influenceri, pentru că nu influențează lumea. Unul îi plăceau broaștele sau uitau la un influencer și nu i-au mai plăcut broaștele. Nu. Influencerul spune, nu știu, de exemplu la învățământ, că trebuie să creștem finanțarea. Deci spune aceleași, nu influențează. Deci, la influencerii... Aia influențați cred chestia asta. Deci care se uită la tine pe YouTube, cred în socialismele astea. Deci nu e nicio influență, știi? Vine un influencer și zice, uite, mi le dau cu verde și cu roșu figurile geometrice, nu știu care. Păi aveți pe stradă unghiile la fel făcute. Da. I-a influențat, Da, da, dar pe chestii de divertisme, nu pe chestii de filozofie politică, de economie. Da, nu, deci eu cred că ăștia sunt numiți greșit influencer. Deci ce nu, faci pe ce zicea Gabi, poate influența. Okay. Vine o vedetă și nu știu ce, poartă un cerceș, lumea imită. Oh, da, okay. A influențat, da. A dictat un trend, știi? Da. Dar dacă o întrebi pe și drumurile, cum e bine să fie? Păi, da, stai, că acolo e cel mai curat, știi de ce? No, ei sunt influențați. Deci da, dacă ar răspunde de stat, înseamnă că măcar a înțeles ce ai întrebat. Dar cred că 70-80% ar zice cum, adică cum să fie. Zice ce fel de întrebare e asta.
Nu, ar putea să spună și prin asta necritică, știi? Prin, da. E statul cine doar el se ocupă. Și uite că a intrastrat statul în ei, știi? Ea a făcut la aia cu... Dar nu... Uite, de ce e bine să știi ideile astea liberale? Nu știu, cred că o chestie bună e și că nu mai te... Nu ai sentimente de astea de vinovăție. Mă gândesc că un om bogat, să zicem, sau... avea de asta, se simțea vinovat ascultând discursul socialist, ascultând discursul libertarian, sau numai așteptări legate de politică. De exemplu, un om poate fi trist că nu e USR-ul, să zicem, la guvernare. Trist, distrus, știi? E PSD-ul, e aventuseliștii. În timp ce dacă înțelegi că nu e mare diferență, de ce contează chestiile astea? Nu, ești mai liniștit, știi? Deci nu, nu ești distrus. A, la USR-ul, cât mai are? 9%, are 8, are 5, are... Așa că tot un drag. Da, ce voiam să zic adineori cu libertatea este că toate lucrurile astea, având în vedere ce am discutat până acum, că lucrurile oricum merg după cum dictează grupuri de interese, o mână de oameni, dacă oamenii ar fi mai atenți la libertate și ar da seama că toate cifrele astea, 9%, 5%, etc., sunt așa ca la fotbal, ele nu-ți afectează, nu poți tu să le afectezi și nici tu nu poți să le afectezi pe aceste cifre. Uite, când zicea Pădescu că problema libertății a început să... Când a fost exemplul ăla lui, că dacă discutam acum 5 ani despre proprietatea asupra corpului, părea un moft libertarian, știu, sofisticat și de libertarieni. În timp ce acum un simplu e atent la cum, adică a intrat statul să îl calce pe cap, știi, și devine sensibil la o chestie. În pandemie, care, da. Da, care părea o chestie academică. Și uite, cred că vorbeam cu Gabi pe drum, cred că am găsit un răspuns la aia cu... Dom'le, cine a influențat lumea asta de intanții restricții? Pe ăștia care au fost, au fost puțini, știi, 2-3 respirați pe acolo, știi? Și cred că un răspuns poate fi că n-au fost cultural, ci natural. Oamenii preferă libertatea. Nu trebuie să știi de Rothbard ca să știi că nu vrei să fii închis de unul în casă, știi? Deci, înțelegi? A fost o reacție naturală. Cred că ăsta e răspunsul. Încă așa, cine a fost anti? Noi, un alternativ. La asta voiam să și eu să fac apel adineori. Să-și dea oamenii seama că natural vor să fie liberi. Nu e un joc, nu e un calcul de dibăcie. Cum să dăm, să fie un pic mai socialism, să fie social-democrație sau să fie capitalism sălbatic? Nu sunt niște alegeri când vine vorba de libertate. La libertate trebuie să fii liber. Nu sunt pe unde să o luăm, să o luăm pe drumul scenic sau pe autostradă. E bine și cum suntem și acum ceva de genul ăsta. Bine că n-avem un faraon să ne nenorocească, să ne... Adică tot e bine, știi? Nu mai suntem cu Ceaușescu, nu mai suntem cu securitatea, știi? Sunt... Da. Tot e bine. Ori tu trebuie să-i demonstrezi, se poate și mai mult. Iarăși, asta e o problemă de abstractizare. Dar lumea poate nu, poate... Știi când toate conspiraționismele de acum... Din nou, oamenii poate nu se gândesc sau nu știu, poate speră că lucrurile nasoale au trecut. Lucrurile nasoale nu trec niciodată. Buruienile cresc mereu. Deci acum să găsesc alții care să vrea să te controleze cu 5G, whatever, adică Schwab se încălzește. Deci, ce zice? I just warmed up. Da, ăștia care vor să stăpânească, probabil așa cred ei, nu știu, cultural, psihologic, simt ei, de ce să nu conducem noi? De ce să fie oamenii liberi când putem să conducem noi? Și genul ăsta de oameni o să existe întotdeauna. Trebuie mereu vigilență ca să fii liber. Dacă nu te uiți, s-ar putea să închidă gardurile în jur. La prășit tovarăși. La prășit tovarăși. Da. Și cine o să facă? I don't know, maybe the students. Nu, trebuie să le dai peste bot și singura șansă e libertarianism, pentru că eu nu văd. Deci care chiar, libertarianism chiar îi dă peste botul Dragnea, adică nu e o chestie așa, o glumă. Taie tot, închide. Da, nu-i taie două legi și... Da, nu. Se fofilează prin altfel lumea nu e vaccinată, poți să ai pule și ușe tehnologii și... Tot și în anul 5000 tot discuțiile. Alicia a treia. Zi. E vorba despre... Adică nu mai trece. Suntem abia la primul episod. Aici, a treia, e vorba despre joburile care nimice sufletul angajaților. Wow. Alea repetitive. cu task-uri repetitive. Și din cauza că avem o
predilecția eficientizării în capitalism. Domne, doar firmele care eficientizează procesul de producție vor rămâne pe piață. Asta duce la task-uri repetitive pentru cei angajați să facă acele lucruri. Acele pe producte. Mașină sau în afara mașinii? De obicei cu mașina, adică cu utilaje, cu... Păi da, uite, un argument poate fi și compertuat. Nu mai bine stai cu un tractor decât să dai cu sapa. Repetitiv, da. E și una și, și cealaltă, da. Nu, sau dacă te duci spre eficiență, s-ar putea să scapi în timp de repetitivile nasoale. Da, și cantitativ scap de... Da. Adică știi, voi vine AI-ul și ne ia slujbele. Păi să le ia! În secolul XIX era același lucru spus de către socialiști. Angajații, muncitorii, nu se mai ocupă cu arta, trebuie să stea 8 ore, 10 ore, 12 ore lângă o mașină și să facă același lucru. Și ei produceau cele mai ieftine și cele mai cost-effective cauciuc, sape, pahare, da, așa mai departe, da, față de cei care stăteau artizanal să facă un pahar artistic, știi? Custom made. Și mă spune, dom'le, chiar dacă ar fi așa, și erau cei mai prost plătiți. Mai bine plătiți, pardon. Exact. Am găsit. Asta e diferența. Pentru că produceau 1000 de pahare, da? Și o parte din acele, din prețul celor 1000 de pahare ajungea și în mâinile muncitorului. Da, nu e și efectul invers, unde artizanalele sunt mai, nu știu, ciocolată. Știu, dar vinzi unul, oată, da, e mai scump din Kaufland, o ciocolată, nu știu de care, artizanală. Da. Ideea este că angajatul poate să prefere, știi, dom'le, ok, muncesc mai puțin și mă gândesc la, ascult și muzică în același timp când muncesc și fac un pahar artizanal. Și prefer lucrul ăsta, deci e un... Okay, sunt plătit mai puțin, dar prefer, am și alte avantaje, alte beneficii, decât să stau acolo și câștig mai mult, dar stau și la coptore. Uite tehnologia, acum el poate să-și pună căști și să-și asculte muzică. Da. Dacă te lasă. Wow, dacă te lasă Care e argumentul Freeman împotriva la socialistul ăla? Că există și avantaje calitative. Argumentul este nemonetare. Că felul în care, nu, nici măcar, nu sunt deloc nemonetare. Argumentul este în felul următor, că socialistul definește eficiența ca fiind productivitate. Pe când omul înțelept definește eficiența ca fiind randamentul economic al unei unități de producție. Da? Spre exemplu, exemplul lui. Tu faci 500 de ghivece, da? Dar le faci în sistemul ăsta în care muncitorii se chinuie și le fac la automate, nu știu ce, dar ei se chinuie. Și atunci trebuie să-i plătești mult. Ca să accepte tu, în partea ailaltă, faci 400 de ghivece, da? Da, îi lași muncitorii să, nu știu, să mai joace un fotbal, să mai fumeze o țigară, să așa. Prin urmare, ei o să fie dispuși să ia bani mai puțin decât dincolo, da? Și acum, dacă toate ghivecele se vând cu $1, ca să simplificăm lucrurile, avem $900 în piață. Dacă tu, cu muncitorii tăi, trebuie să-i plătești mai mult decât cel care vin. Deci tu, care ai făcut 500 de ghivece, ai câștigat $500 din piață, da? Tu care, presupunem că s-au vândut toate, tu care ai făcut 400 de ghivece, ai câștigat $400 din piață, da? Dacă tu, ăla care ai făcut 500 de ghivece, ai costurile cu salariile muncitorilor de $400, vorbim comparativ, da? Ele poate fi și de $30, da? Mă rog, nu, de fapt trebuie să fie un pic mai mult de $100 ca să funcționeze exemplu. Dar dacă tu, să câștigi mai mult, nu? Dacă tu ai 200, dacă să zicem, deci tu ăla plătești muncitorii din aia $500, $200 ți-au rămas 300, da? Tu plătești muncitorii $50, din aia $400 ți-au rămas 350. Care e mai eficient economic pe unitatea de producție?
ăla care a scos mai mulți bani la final. Așa, zice că și pentru muncitor, că e mai relaxat. Inclusiv și pentru muncitor. Păi și la ce aveam cap socialist? Ce vrea să zic? Produci mai mult. Capitalismul duce la... produce mai mult. A, și el zice, nu e necesar să fie așa? Exact. Uite, câștigă ambii dacă... Problema socialistului este că capitalismul duce la eficiență și la abrutizarea angajatului spre munci repetitive. Și firma zice, stai fel, când nici angajatul nu e... Nu înțelegi și aia eficiență. Nu, dar nici el are... Dacă oamenii ar fi liberi și... Lasă mânere cu... Nu muncesc acolo ca zevzecu, știi? E, și a patra, Alice, că asta a fost ceva mai scurtă, este practic ultimul cuvânt pe care l-ai. Deci dacă discuțiile cu socialismul de bună, cu socialistul de bună credință încep cu discuții cum ar fost prima Alice, a doua Alice, hai să zicem și a treia Alice, da? La final, cred că te lămurești și o să iau direct pentru că sunt doar patru propoziții. Te lămurești și îi spui socialistului, da, așa e. În statul socialist ideal, puterea nu o să atragă psihopați actiați după putere. Oamenii vor face decizii care nu vor avea niciun fel de bias către propriile interese și nu va fi nicio metodă pentru un om înțelept să corupă instituțiile, să le facă să funcționeze în favoarea lui. Și bineînțeles că râurile vor curge în amonte. Îi concez toate nebuniile care. Dar ai și impresia că Marx n-a fost în viața lui printr-o fabrică să idealizeze atât muncitori. Mergi într-o fabrică, vezi. Sau du-te pe un șantier, discută cu ei pe acolo. Vezi, dacă planurile tale merg. Ca să fiu mai rău, du-te și la niște burghezi. Păi acum s-a dus, cred că. Cu ea am stat. Da, bun. N-am mai comparat. Deci, guvernul, haosul și ordinea. Da, no poetry for me. Sărim peste poezie, sărim toată lumea peste poezie. S-a votat. Ideea era că pentru el, pentru Marx, era suficient să fii din clasa muncitoare. Deci aveam burghezia care era rea și... oamenii buni în clasa muncitoare, știi? Nu apăreau dificultăți de-astea de tip public choice, că iau razna, știi, cei care ajung în frunte, îi corupe puterea, devin un fel de Caligula, știi? Nu, dacă era din clasa muncitoare, era garanta Vangheliei, știi, deci era... Păi asta este o problemă care se manifestă constant la socialism și așa că nu mă miră că s-ar fi manifestat și la Marx, pentru că ei nu înțeleg dinamicitatea relațiilor interumane și dinamicitatea personalității omului și acțiunii umane în sine. Deci pentru socialist, economia e un sistem static, da, e neschimbat. A se vedea episoadele precedente în care explicăm cum socialiștii au senzația că cererea nu se schimbă, că producția nu se... Totul e la fel. Dacă se schimbă ceva, nu există forțe de reacțiune. Pentru ei tot trebuie să fie static, așa e pe plan. Adică ăsta este singurul mod prin care poți să ieși cu inepția ideii de economie planificată. Dacă nu înțelegi nimic din economie, poți să spui, da, uite, am aici o foaie, scriu cât vrea fiecare, tot ce trebuie să facem și asta este și mergem cu ea mai departe. Cu plan, da. Deci, asta este o problemă care permează socialismul în general. Dacă faptul că Marx nu vedea că calitatea omului se poate schimba în funcție de împrejurări, nu mă cred că e chestia de asta, explicația a răului. Pentru ei răul nu e natural. Noi înțelegem că omul are asta de rău naturale, nu stinduse instituțional. Pentru Marx era suficient să abolești instituțiile capitaliste și omul devenea bun. Cine să te... dacă el e bun? El e îndrăit doar de instituția asta neînrăște capitalist. Dispar ele, nu mai avea un problemă. Cu libertatea ei ne zic, nu, rămâne problema. Rămâne problema. Omul fiind rău, aș fi împins și eu la chestia asta. Nu spune că omul e rău neapărat. Spune doar că în anumite situații, calculele de oportunitate care se petrec în mintea fiecăruia, la un moment dat dau niște acțiuni care nu sunt preferabile de majoritatea oamenilor, ci de ei înșiși însă.
Și fiind, nu știu, într-o poziție de asta de putere, unde știi că nu prea există riscuri, știi, poți. Trece peste pentru că... unde n-ai fi trecut sau n-ai fi putut să treci. Uite, mai jos în unul dintre capitolele pe care urmează să le discutăm astăzi, Friedman exact în punctul ăsta îți explică că omul de fapt nu e rău. N-ar prefera un sistem bazat pe răutate, nici măcar el rău fiind. O să revenim la el când discutăm despre... Da, corect. Da, despre da, da. Da, interesantă chestie. Eu zic că egoist, cum ar veni, știi? Da. Cum zicea și Humor, era la stabilitate. Dacă nu dai $5 pentru un copil din Africa, o să zici că ești egoist sau e că ești rău. Deci, ești egoist, dar nu că ești. Mă rog, rău, un ideal mai nu știu ce, da. Dacă e Iisus Hristos, da, e neîmplinit, nu știu ce. Da. Există o poezie care se numește Anarhia nu e haos, o să vă lăsăm plăcerea să o consultați singur. Ideea e că el doar pleacă de la faptul că în American College Dictionary, la vremea respectivă, anarhia, de-abia la sensul al patrulea, era definită ca fiind o teorie ce privește uniunea, unitatea ordinii cu absența, adică existența, de fapt, aș spune, deși aici e, cum zice, cum ar veni, îmbinarea, fiind mai corect, îmbinarea ordinii cu absența tuturor formelor de guvern coercitiv, ca fiind ideea, forma ideală de organizare politică, sensul 5 fiind confuzie în general și dezordine. Deci chiar dacă e strecurat acolo la sensul al patrulea, al cincilea vine să-i dea în cap. Și Friedman trece la următorul capitol, ce e anarhia și ce este guvernul. Mi se pare că la noi guvern se traduce ca fiind doar o parte a statului, pe când aici eu cred că... Da, vorbește de guvern. În engleză, guvern este de fapt întregul aparat de stat. Dar în românește nu are sensul ăsta deloc. Eu zic că aici mai bine ce este statul. Îi zice administrația. Deci la noi statul înseamnă ceva diferit de ce? Guvernul este doar partea executivă. Government. Da, government. Știi? Și merge stat, tradus în română. Și aici, da, merge. Părerea mea este că aici se referă la toate, și la agențiile de stat, și la parlament, și la toate... Da, tot aparatul. Tot aparatul de stat, știi? Uh-huh. Înainte să intrăm în particularitățile acestui capitol, dacă sunteți un om care s-a mai uitat la emisiunile noastre, știți deja despre ce vorbesc, dar dacă aici v-ați întâlnit prima oară cu ideea, în stânga sus avem primul episod dintr-o serie întreagă în care discutăm cartea lui Michael Humor, Problema cu autoritatea politică, care începe fix de la premisele discutate în acest capitol. Humor le discută mult mai pe larg, deci dacă vreți să aprofundați, aveți ocazia. Și da, ne-a aprofundat anarhia. Mie nu-mi place că am țărit de poezie, că erau două, trei chestii mișto acolo. Niște ironii reușite a lui Friedman. Zile. Să găsește laptele la ușă. Ce exista laptele ăsta? Că n-am... Nu mi-aduc aminte să fie existat un plan centralizat, guvernamental, să fie laptele ăsta la ușă. După aia vorbește. Ce e cu aceste cuvinte? Că n-a proiectat cineva limbajul statului. De cum ne înțelegem unul cu altul. E simpatică. Nu știu ce mai era. Lapte, erau câteva. Păi pornește de la... Pornește de la premisa că guvernul este singurul care ordine. Produce ordine. Da. După aia anarhia este opusă guvernului, deci anarhia e haos. Da. Exemplu QED la final. QED, da. Și după care e ce spune Costel. De jur împrejur aveți toate exemplele astea de ordine. Ideea e că ai plan în capitalism. Asta vă încerca să explice Hayek. Faptul că nu ai un plan centralizat pe toată societatea nu înseamnă că nu ai plan. Când mergi pe stradă ai un plan sau te duci la Lidl, ai un plan. Deci acționezi după un plan, vizualizezi o
chestie. Ori Marx, uite, a reușit să perpeteze chestia asta, că e haos piața. Mai de că fiecare nu haos. Sunt uniți. Unul merge încolo, unul merge încolo, îi vezi pe stradă așa. Un milion de planuri. Un milion de planuri, așa e generată ordine. Uite, când ai avut un plan, s-a ales planul. Ei, nu poate să-l înțeleagă și atunci trebuie unul singur, mai simplu. Bine, e foarte greu dacă stai să te gândești la chestia asta așa în abstract. E un concept cu care foarte multă lume se luptă. Tot din problema asta a abstractizării, faptul că sisteme complexe pot emerge fără să fie planificat. E un lucru care e greu de acceptat de foarte mai de intelectual, lume, pentru că e greu de nu n-a spune. Și ciudat, nu neapărat de intelectual, pentru că intelectualii sunt varză, nu sunt ingineri, fac abstracție de ingineri. Dar gândește la critici literal, așa, n-au o minte geometrică, știi, o minte lirică, știi, ar trebui să iubească piața liberă, știi, să... Dar se pare că nu, se pare că vor geometrie aici, vor o chestie... Da. Păi poate tocmai pentru că nu înțeleg cum funcționează, zic, da, nu sunt familie, cineva să-mi garanteze că lucrurile alea fac tic-tac, tic-tac, precis, merge ceas. Uite, mă gândeam, citeam jurnalul Sebastian și mă gândeam la interbelicii noștri, mă, deci știau toate, deci ce nu citiseră tot ce s-a scris pe lumea asta, literatura franceză, nu știu, orice, dar să nu fi auzit și de vreun Mises, de... Singura chestie cred că a ieșit individul împotriva statului, aia de Spencer. Este ca scris iarna Ionescu prefața. Dar în rest, nu, să vezi că, nu știu, zice unul, Eliade, uite, m-am gândit la un și argument din Mises. Nu, nimic. Era și spațiul ăsta franțuzesc, știi? Uh-huh. Da, încă are efect asupra noastră. Uite, după Revoluție, ce a zis Humanitas? Hai să reinventăm, să tragem interbelicii, să uităm de comuniști. Interbelicii erau talentați, știi? Uh-huh. Pe bune, uite, pe Eugen Ionescu, teatru absurd, nu știu ce, deci nu pot spune că nu era bun, sau Eliade, dar pe chestiile astea cu ce discutăm noi pe aici, nu prea. Deci erau cam praf, cam praf. Analfabeți. Mă rog, scuze, nu unde era. Economic. La planificare, la ce era? Ce e anarhia, ce e guvern, ce e statul? Păi anarhia este opus. Fără stăpâni, fără sclavi. Da. Și guvernul e cu sclavi. Guvernul e și cu stăpâni. Pretinde, e un sistem de stăpânire care pretinde că este legitim. Agenția care are dreptul de coerciție legitimă, da. Nimeni nu-i contestă dreptul de a impune cuiva. Unde există percepția, deci el nu are o abordare normativă, că așa trebuie să fie, el nu e de acord cu percepția asta. Există percepția asta. Și el dă un exemplu, uite, dacă fără unul portofelul și o strig hoțul, lumea crede că e adevărată propoziția, deci nu crede că e. În timp ce dacă strigă hoțul că a ieșit unul de la fisc din casa lui, zice că nu e scoțul, știi? Deci câteva lucruri de luat de aici. Ce nu e un anarhist, nu este un om care dorește haosul. Asta este o propagandă a, pe de o parte, a inamicilor, pe de altă parte, din păcate, este și o suprapunere a faptului că eticheta s-a lipit și de anarhiștii începutului de secol 20. Are un care are un sens asocierea, pentru nu, chiar și la ăștia de azi care sunt anarcho-comuniști, te vorbeam cu unul din SNSK. Păi ce înseamnă pentru tine, nu știu, anarhist? Păi să, nu știu, să distrug sediile la poliție, să... Da, deci da. Chiar e... Păi da, dar e tot de aceeași filieră. Ăștia sunt... Nu, dar acceptă, eu văd, o valorizează pozitiv, știi că... Rage Against Nation, știi că distrugi nu știu ce, știi că... Da, numai că... Spargi geamuri la o primărie, ai fost anarhist, știi? Ce? Și definiția, definiția anarhismului cu care lucrăm noi... Este fără stăpâni. Nu, nu presupune, nu presupune niște obligații pozitive să faci neapărat ceva. Nu, o definim oarecum în același fel cum tindem să definim și alte lucruri. Fără agresiune, deja. Da. Mergi pe principiul non-agresiunii, implicație că nu trebuie să mai există stat. De ce? Pentru că statul e un monopol, e coerciție. Eu am dat seama și
noi am spus guvern, definiția guvernului cu care lucrează Friedman în această în carte, respectiv capitol, el spune așa: guvernul este o agenție de coerciție legitimizată. Și el definește coerciția ca fiind o violare a ceea ce se crede de o societate că sunt drepturile individuale. Deci o violare a ceea ce se crede de către societate că sunt drepturi individuale. Deci el folosește termenul coerciție chiar și pentru lupte. Dacă îl lovesc pe cineva, el ar spune că e coerciție. Eu aș folosi coerciție doar pentru amenințare. Pentru taxare ar fi coerciție. Dacă nu plătești, inițiez violența. Ameniți că vă voi iniția. Da, e o agresiune, deci doar amenințarea. Inițierea violenței, dar nu inițierea efectivă. Adică dacă lovesc pe cineva pe stradă, nu e coerciție. Coerciție e banii sau viața. Aia e coerciție. Deci dacă nu execuți acțiunea de a-mi da banii, îți iau viața. Mă rog. Altă chestie ar fi că pentru el, el folosește coerciție și pentru sensul ăla defensiv. Cred că e cea cu umăr, apar în alte două. Adică atunci când mă apăr de un agresor, nu știu, bagă pe unul, bagă în părnaie, coerciție, am aplicat coerciția. Ori mi se pare că libertarienii care vin pe urmă lui Rothbard n-ar accepta. Da, cum i-a spus. Folosirea defensivă. E folosire defensivă, știi? Eu nu pot să, pot să faci o distinție între violență. Nu e coerciție. Și coerciție. Adică coerciția e violență. Agresiune. E inițiere de violență. Da, da. Ce vreau să spun sau este că... Sau poți să faci o distinție între legitimă și ilegitimă. Dacă tu vii cu pistolul tras și zici, dați-mi toți banii. Eu trag pistolul și ți-l pun în față și zic, ia mai bine du-te tu și fă o plimbare și lasă arma aici. Da? Care e part, cum ai defini acest lucru? N-ai inițierea, asta? E defensivă. E ok, n-ai dar inițierea. Ce e defensiv? E violență ce am făcut eu? Faptul nu, e tot pistolul. Coerciție. Este violență, da? Ok, poți să zici, este da. Este folosirea, în sens. E o amenințare, practic, e o amenințare implicită. E nu e, da, eu da. Nu, n-am fost violent în niciun fel. Da, dar e defensivă, asta mi se pare relevant. Da, dar cum... Asta spun, că nu i-aș spune... Eu nu i-aș zice coerciție. Ei zice coerciție, dacă te aperi. Nu, dar dacă nu, cum i-aș spune faptul că dacă... Defensivă. Da, a, că zici că nu... La acțiune defensivă, în sine. Da, defensivă este caracteristica cui? Ce e defensivă? O violență sau e coerciție? Că asta e dilema. Coerciție e agresivă întotdeauna, e inițiere. Și așa aia când vă faci defensivă, ce e? Defensivă? Ce e? Cum îi zici la acțiune? Cum îi spune? Defensivă, acțiune, defensivă. Acțiune? Acțiune, pur și simplu. Dar zice că folosești violența totuși. Păi nu folosești violența. Nu folosești pentru că... În sensul rodbardian. Nu, pentru că fac același lucru ca acțiune. Ca acțiune. Deci tu vii cu pistolul, da? Și zici, dăm banii sau te împușc, te-am amenințat. E o coerciție ceea ce spui tu, faptul că tu ai inițiat-o, da? Faptul că m-ai forțat să iau. Și eu, în loc să îți dau banii, scot pistolul, zic, nu, mai bine dăm tu pistolul și du-te. Da? Și tu îmi dai pistolul și te duci. Da. Ceea ce am făcut eu și tu l-ai coercizat, se numește cum? Asta aș spune. E defensivă, sunt de acord, dar este ce? Defensiv. Eu n-aș folosi coerciții. Da, ce am folosit? Eu aș folosi coerciții, Costel. I-aș zice că este pentru că toată paradigma libertariană... Impunerea unor acțiuni cuiva care nu vrea să le facă el. Dar tu poți să fii foarte legitim în chestia aia. Dar astăzi doar niște nuanțe putem să trecem. Păi da, dar asta poate fi și un dată pe prețuri. Nu-ți dau prețul cu tare dacă tu cumperi de la nu știu cine. E coerciție? Deci o chestie nu, în care... Pentru că nu ți impui cu o forță. Vali când s-a apărat, folosea niște forță să-i impună ăluia, care el nu voia să-i se impună, dar era legitim. Mă rog, asta e ambele erau. Ambele sunt legitime. Și eu când șantajez pe cineva, să zic, dacă nu cumperi de la mine... Nu e legitim. Păi nu e legitim. He? Prima nu e legitimă. Aia lui Vali? Nu, e legitimă. Ce ai zis tu? Ai zis că păi șantajezi pe unul e legitim. Cu bani? Nu, dacă tu cumperi de la ăla, nu-ți mai vând, nu știu. O chestie de asta, știi, de presiune, știi? Care nu e agresiune. Nu e agresiune. Nu mai cumperi de la tine ismene dacă tu iei de la serp, nu știu ce. Și aia e coerciție? Fi? Eu zic că nu e.
Nu, da, asta este... Cu exerciția, fii banii sau piața. Nu, da, asta, da, asta este... Inițierea unei violențe, dacă nu execuți cu tare acțiune. Da, dar amenințarea este aceeași. Deci dacă tu nu ai un drept asupra... Zice că e o amenințare non-agresivă. Tu nu ai un drept asupra... Ba, ok, amenințare non-agresivă. Pentru că ești defensiv. Bun, ești defensiv. Te aperi. Hai să zicem așa și să... Bastion. Să o lăsăm, să o lăsăm așa. Bun. Deci, Freeman zice. Zice că este coerciția legitimizată. Asta este accepțiunea în general. Pe nu, ca descriere am votat, merge. Ca descriere merge. Da, da, ca descriere merge. Că oamenii acceptă că e legitim statul. Oamenii acceptă că e legitim. Și care e analiza aici? Este el cu adevărat legitim? Chiar ai fost de acord cu tare lege care de mâine te pasc nu știu ce amenzi? De la 31 decembrie 2023, vedeți ce amenzi vă pasc dacă nu v-a spus sistemul tehnic de măsurare a energiei consumate, mă rog, ha, ha. Nu e legitimă, îți dai seama că nu e o chestie legitimă. Exact. E o folosire a casei tale fără consimțământ de către stat. E o agresiune, o spune libertarii. Statul nu are jurisdicție acolo. O altă chestie, statul, oamenii când cred că e legitimă, cred că tot felul de planuri din astea unde cineva, altcineva decât proprietarul, ar avea jurisdicție. Deci, justificarea pentru exproprieri, chestii din astea. Da, cred că e legitimă. Cred că e legitimă să fure bogați, să facă diverse chestii. E un război al tuturor împotriva tuturor. O altă accepțiune în mintea oamenilor a ideii de guvernare este cum aveai la locomotivele cu abur. Era o piesă care regla debitul de abur și spunea, ținea un fel de durație a locomotivei. Piesa aia se cheamă Governor. Guvernul nu e un mecanism de reglare. Dacă ar fi doar un mecanism de reglare, te-ar întreba ce vrei să faci. Și plus că, și trebuie să trecem și peste asta, nu trebuie, societatea nu trebuie reglată, ci viața omului și drepturile lui trebuie apărate, alegerile lui neviolente trebuie apărate. Nu există un plan din ăsta, ce ai zis și tu mai devreme, nu există o justificare doar pentru că ne dorim sau ne e frică de situația în care nu înțelegem cum merge un lucru, nu trebuie impus ceva cât mai prost, dar eu îl înțeleg, da. Nu, noi suntem de acord că și nouă ne e frică de haos, știi, adică n-am vrea să, într-un film horror, știi, să vezi crime pe stradă, să vezi. Corect. Explozii, chiar astea. Dar una e asta, alta e să justifice agresiunea statului, știi, adică noi suntem de acord cu chestia. Doar că statul face parte din film, credința libertariană. Din agresiunea asta și ea nu e deplasată la secolul 20 la crimele comunismului, crimele nazismului. Zic. Zic că atunci când vrei să acea piesă să reglezi societatea, înseamnă că ai o imagine despre cum trebuie să fie. Și vezi că ea este prea la stânga sau prea la dreapta. Deci nu e cum e tu. Problema este cum poate cineva să știe cum ar trebui să fie, da, tot acest reglaj din societate pentru a funcționa. Pentru nimeni nu poate să știe. În momentul când te... Da? Libertarie. Păi nu știm. Da, mai este făcut, că noi zicem, viziunea generală. Am mai făcut exemplul ăsta odată. E ca și cum ai zice acei doi oameni trebuie să fie într-o relație. Nu, tu trebuie să vezi dacă ei se înțeleg și observi, ei sunt într-o relație, se înțeleg bine sau într-o relație proastă, se înțeleg prost. Nu contează. Nu poți să zici, ăia trebuie să fie căsătoriți, trebuie să locuiască așa, să dar facă libertarii așa. Libertarii nu zic asta. Ei nu, libertarii nu zic asta. Eu zic oamenii când își impun au dreptul să... viziunile. Da, face da, chestia asta. Da, există ispita asta, știi, se pare bună cu tare chestie. Vrei să o cam impui. Libertarianismul cred că e singura care nu vrea asta. Da, exact. Impun. Pentru că nu e, și eu m-am gândit la asta, da, nu vrei să impui și tu că o să nu ucizi, să nu știu. Da, da, astea sunt niște chestii minimale în stil de viață. În timp ce la conservator sau, nu știu, ateismul militant sau, vor să impun.
Air Force. Mm-hmm. E vorba de... Vor mai multe. E vorba de diferența între a cere un anumit comportament sau absența lui. Exact. Da? Întotdeauna ceea ce vor să impună... Diverși? Nu, libertarieni. Ah, ok. Da? Ca să joc exemplu pe care l-aduci tu, este să nu se întâmple agresiune. Asta e tot. Asta să nu se întâmple ceva. Da? Ok, ceva ăsta e foarte abstract și poate fi instanțiat în milioane și milioane de chestii. Dar este să nu se întâmple ceva. Dacă tu dormi și nu faci nimic, da? Nu încași nimic. Pe când planificatorii de stat sau socialiști sau oamenii care au o anumită viziune pentru o societate precisă, ei vor să zică, fă așa. Ei impun o acțiune, impun ceva pozitiv. Da? Dacă nu faci nimic, vei încălca. Da. Păi acum sigur încălcăm vreo lege. Deci dacă ei, nu știu, niște avocați, niște libertarieni, nu vor nici măcar creșterea standardului de piață, de exemplu. Deci libertarianism nu spune. Oamenii trebuie să fie bogați, oamenii trebuie să fie săraci. Nu, oamenii au drept la libertate și... Ăsta e un rezultat că oamenii devin bogați și nu știu. Dar de ce? Pentru că au preferințele astea. Dacă oamenii aveau preferințe ascetice și anahoretice și nu știu. Da, avea o societate săracă. Acolo ducea libertatea. Deci nu e. Asta e un... Asta-s preferințe. Sau și oricine într-un sistem libertarian, dacă vrea, poate să fie sărac. Da, nu e obligatoriu. Nu te împiedică... e aproape imposibil, știi? nu te împiedică nimeni să ții post, de exemplu. Sau... Da. Da, poți totuși. Da, sărac în sens... Toți sunt salariile mari și asta, știi? Adică da. Nu, dar poți să nu lucrezi, poți să dai demisia, da. poți să stai. Da, ai obținut exitului, da. Dar chiar și așa, nu știu, stai acum pe la ușă, știi? Da, îți oferă. Să ai salvaționiștii. Îți oferă. Dacă te forțează, nu mai sunt libertarii. Da, asta e diferența. Ok. Ce aș sublinia un pic, că nu știu dacă s-a înțeles exact din felul în care el definește, pentru că am folosit niște termeni un pic mai împârligați și mie, sincer, nu mi-a parcurs mintea tot lupul de la prima citire. Felul în care definește Friedman guvernul este o agenție a coerciției legitimizate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă un privat face acțiunea X, ea este percepută ca fiind o încălcare a drepturilor individuale, însă dacă agenția asta face acțiunea X, ea este percepută ca fiind legitimă. Asta este calitatea legitimizate. A coerciției legitimizate a guvernului. Deci privatul n-are voie, statul are voie. De asta dă el exemplu că dacă strigi hoțul când îți fură cineva portofelul, acceptă. Lumea acceptă. Dacă strigi hoțul când îți dă anaful, când îți mână o decizie de impunere, lumea se uită la tine și zice, păi cum, că ce, da, asta vezi. Noi suntem de acord să fie așa. Voi știți deja cât de internalizată e la unii oameni credința asta că statul are e un lucru bun și are voie? Deci ei zic, am văzut chestia asta spusă și explicit și după aia o înțeleg și din titlurile, din ziare. Deci ei zic că banii aia pe care îi primești tu în mână, aia nu-s banii tăi. Toți. Deja statul și în fine societatea, statul suntem noi, deja statul are dreptul la o parte din ce ai muncit, ce ai câștigat. Și de aia să folosești și ideea asta de fraudă fiscală. Deci tu muncești niște bani, îi iei și după aia lumea crede că o parte de drept trebuie să se ducă la altcineva și nu-i dai, deci nu ai făcut parte din contract, l-ai fraudat. Citești despre sistemele astea totalitare, știi, o lume de asta în minciună, în care mințim tot timpul, știi, nu mai știm care e.
Și dacă ai scrie un jurnal, nu mai știi nici tu, știi, adică te minți, trăiești într-o minciună. Deci ăla care vine cu frecțiile astea, că banii sunt ai statului și ăla n-ar plăti dacă ar dispărea obligativitatea de asta. Deci trăim într-o ipocrizie și într-o minciună de asta. Deci dacă s-ar aboli taxarea, nu știu dacă ai mai 3-4 oameni, știi, la... Poate și aia că n-au aflat că s-a abolit, poartă încă mască, știi, sau... Deci nu e, și ăștia care îi vezi nu, cred că sunt unii, foarte bună... că sunt unii convinși, apropo că mi-ai dat, mi-ai adus masca, aminte exact. De mască, da, da. Sunt unii convinși care s-ar duce să plătească taxe. Puțin. Eu n-am zis că nimeni. Puțin. N-am zis că nimeni, doar că foarte. Nu, dar vreau să zic că ar fi convinși, nu că n-au aflat că s-a abolit, și că ar fi convinși. Și ca exemplu, poți să te uiți câți oameni poartă mască acum. Cât la sută? Prea 0, mult prea mulți. Mult prea mulți, dar e hotărârea lor. Nu mă agresează cu nimeni. Dar ipocrizia e la plata lor, nu la socialism. Pentru că socialismul nu e despre că trebuie să plătesc eu. Socialismul e că trebuie să plătească vali. Da. Înțelegi? Despre asta e socialism. Și vali cât de că trebuie să plătesc eu. Și trăim în păcăleala asta, în minciuna asta. Știi? De război a tuturor, potriva tuturor. Știi? Așa, nu, oamenii n-ar plăti. O carte pe care o recomandă Friedman aici este... nicio trădare, Constituția fără autoritate de Lysander Spooner. Da. Care s-ar ocupa și de problema contractului social, peste care noi o să trecem în viteză aici, pentru că și el trece, trimite la această carte și noi putem să trimitem la la discuțiile pe care le-am avut și Spooner, la... e păcat, că e un loc clasic din... E un text mare, știi? Deci ideea e că nu ai semnat, chiar dacă semnat răbunicii nu te angajează pe tine. Știi? Cam astea sunt argumentele. Și cam asta e ideea cu guvernul. El spune că se distinge de alte benzi criminale pentru faptul că este legitimizat. De exemplu, și guvernul și mafia ar putea să construiască drumuri, dar mafia, dacă se apucă să construiască drumul în regim privat, trebuie să cumpere pământul la un preț la care ăla vrea să-l vândă. Mafia nu o să cumpere. Am zis în regim privat. Da? Nu cred. Dacă se apucă să-l omoare pe ăla... Firma. Mafia e posibil să scoată preț mai bun decât statul. E posibil să-i dea bani, știi? Spre zero, nu, da. Negativ. Nu cred. Nu cred. Nu cred pentru că ar fi avut mai mult succes. Păi nu, n-a avut succes pentru că a fost concurat de stat. Dar mafia nu este privită ca legitimă. Nu este. Da. Asta e ideea. Da. Ei sigur ar trebui să funcționeze ca o firmă. Să ia mai puțin decât statul sau cum? Să fii cumpărat, proprietatea aia până va trece drumul la un preț mai mic decât obține statul. Mafia. Da. Nu s-ar întâmpla asta. Tocmai asta spun. Nu s-ar întâmpla asta. De ce? Pentru că ei nu se bucură de legitimitatea pe care o are statul. Statul și că statul confiscă și e și mai mic. Păi statul spune da, pe asta spun. Statul spune nu mă interesează cât vrei, atâta e. Și oamenii nu se opun. Păi când la mafie ar mai fi niște împușcături pe acolo. Mai mult. Mai mult, da. Costuri, ar avea costuri mai mari. A, poate când cumperi drumul, că așa statul ți-l umflă la... Vine că și nu sau nu știu. Nu. Când cumperi pământul. Când cumperi, da. Cumperi pământul, da, la asta mă. Ale actele inițiale, știi? Da. Păi în rest, presupunem că mafia ar vrea să facă și profit. Ce statul n-ar, nu, pe stat nu-l interesează. Nu, dar cred că acolo contrastul a avut în vedere, nu era cu mafia, ci cu o firmă. Da, era cu o firmă cu privată. Am pins eu exemplu. Da. Nu, ideea e că o firmă nu are ce să-i facă, știi, dacă nu... Ține ala la preț, n-ai ce să faci. În timp ce statul poate să ia casa, știți? Mă rog, poate să-i facă ca să intrăm un pic în încurcături. O firmă privată poate să încerce să-ți facă viața grea. Cumpără pe lângă, nu te lasă să faci nu știu ce, îl influențează pe cutare, îți face publicitate negativă. Totuși, la stat, are voie să facă toate prostiile astea, nu i se întâmplă nimic. Când un privat poate nu-i crezut, poate pierde în urma poate acestei chestii. Poate nu-i reușește. Exact. Statul n-are consecințe de pe urma astea, pe când privatul are consecințe. Și dacă am ajuns la consecințe, trecem la capitolul următor, poliția, tribunalele și legile pe piață. Yeah.
Dacă asta le expediem, dacă am stat multe... Da, cam le-am mai vorbit. Da, le-am mai și vorbit. E chiar și alea din... Există și firme private acum care arbitrează în comercial disputele între două firme care au neînțelegeri. Din păcate nu au aparatul de enforțare a acestor decizii. De impunere. Cred că e cel mai bine. Și ăsta ar fi un bun exemplu de la care ar porni și în celelalte domenii dreptul privat, dreptul de piața liberă. Și îmi place mie la Friedman, ca și la Hummer, domne, se ocupă de lucrurile fundamentale, grele ale statului, da? Nu se ocupă de eliminarea salariului minim sau de agenția, nu știu care, hai să o eradicăm, știi? Declarația de beneficiar real și... Și supărarea de obicei este a oamenilor, mă, dar ce vrem noi într-o societate? Vreau făcătorii să fie prinși. Da, exact. Și așteptarea și noi mereu în discuții zicem, doamne, natura umană fiind care este, ca care este, tot o să fie răufăcători. Da, numai că în lumea curajoasă, care ar fi liberă, fericită, în lumea liberă, răufăcătorii ar plăti pentru restituție, pentru ce au făcut. Păcând în zilele noastre, avem o grămadă de povești în care ori a fost prins, dar plătim noi ca să stea închis, ori nu e prins. De ce? Pentru că sunt niște legi făcute de niște specialiști. Nu sunt făcute de piață. Nu pierd, cred că de-aia nu e. Nu suportă. E tot, uite, revine obsesiv argumentul ăsta. Pare poate cel mai important argument. Nu suportă când se cite. Da. Bun. Mai au și această abordare justiția actuală. În loc să aibă grijă de victimă, ea are grijă de binele general. Da. Și noi pentru binele general vrem să-l băgăm pe răufăcător în închisoare, să-l reeducăm pentru a deveni un ulterior un membru productiv al societății. Își dau ei cu părerea despre cum ar trebui să fie el, când de fapt el e propriul său om. Trebuie să-și ia hotărârile singuri. Că noi îl ajutăm, Doamne ajută, dar e altceva. Este ultimul plan, deci victima nu are importanță în procesul de justiție. Ca să nu mai vorbim de faptul că în sistemul socialist de rit nou, Doamne ferește, răufăcătorul nu mai este... Deci într-un sistem liberal, e simplu, ești răufăcător, ești om, ești agent moral, îți suporți consecințele. Punct. Ce ai făcut? Vedem care-s pedepsele, ce... La fel cum poți să îți atragi consecințe pozitive de pe acțiunile tale, da? Ai pariat pe un cal câștigător sau așa, poți să îți atragi și consecințe negative de pe acțiunile tale. Acest lucru se... Fii atent, Vali, asta e doar la... Știi care e ambiguitatea? Că la grupurile victimizate, într-adevăr, funcționează ce zici tu, că ți se diluează responsabilitatea. Știi? Dacă ești afroamerican, nu ești la fel de... În timp ce dacă faci parte din... grupurile astea, ești pedepsit mai rău. Gândește-te în Spania sau... Bine, țările astea leftiste, toate sunt. Astea vest europene. Cum se numește aia violența familială? Sau de asta de gen, violență de... Nu, dar ideea e că e atașată chestia asta. Că e mai crime, crimă de ură. Da, și asta. Și asta, dar și la violența domestică e violența de genero, știi? Violență de gen. Nu e doar că violență, cum ar zice un libertar. E agresiune, să zicem. Da. Nu e agresiune de gen. Deci, e mai rea. Agravante. Da. Bine, aici... Deci dacă faci parte din... Asta e ideea. Din alea favorizate se diluează. Dacă faci parte din alea, ești heterosexual, ești alb, nu știu ce, se amplifică. Aici am zis că e puțin mai... mai complicată treaba. Eu vreau să duc discuția în termenii, ziceam că în statele socialiste moderne, dar de fapt am eu modelul neactualizat la ultima variantă de socialism modern, așa că o să spun că în statele socialist moderne de ieri, criminalii, răufăcătorii, erau de fapt priviți drept victime.
Victime ale societății. Ei n-au avut de ales, au condiții economice. Ideea aia tâmpită cum că sărăcia produce criminalitate. Și, nu, și că ei au fost produși de societate de care ea a condus asta, da, pe căi nefaste. Mai din nou, știi? Deci vreo 200 de ani, dar ideea e că n-a murit. Dar n-a indexată... murit, doar că acum este sub, chestia asta este sub. Dacă ești femeie, adică, dacă, ești... dacă, da, dacă trebuie să fii parte din cei aleși, că dacă ești parte din cei... care trebuie să pedepsiți, atunci ești pedepsit și pentru rest. Ui, mai repede, da. Ce se întâmplă în cazul în care două agenții de protecție, am mai zis noi despre chestiunile astea. Am plictisit obiectul. Da. Unul zice, domne, mi-a furat, X-ul mi-a furat televizorul, da. Cele două agenții de protecție ale celor două persoane nu se înțeleg. Domne, de televizorul meu, băi al meu. Se ajunge la război, nu se ajunge la război între cele două agenții de protecție, războiul este scump, există factori care limitează să ajungi la lucrurile astea. Un lucru pe care l-aș spune înainte de a răspunde la întrebarea asta este ăsta, că dacă acceptăm ideea că două firme care au un contract poate să-și aleagă un arbitrar privat, da? Problema apare în cazul unei agresiuni, că între tipul care a furat televizorul și tipul al cărui televizor a fost furat, nu exista un contract prealabil. Prin urmare, ei doi nu au definit între ei un arbitrar independent care să le judece această problemă. Dar, pentru că siguranța și protecția reprezintă un serviciu, este posibil ca să existe niște agenții de protecție care să acționeze în numele lui. Aceste agenții, a făcut deja Gabi referire la ele, una ar zice, domne, trebuie să recuperăm televizorul și cealaltă ar zice, stai puțin că eu trebuie să-l apăr pe ăsta. Și întrebarea se pune, bun, ce ar face aceste două agenții? Și aici aici o atinge un pic, o înțeapă un pic Friedman pe Ayn Rand, spun că ăsta a fost locul în care Ayn Rand s-a despărțit de idealurile libertății și a spus că dar și nu zic la fel tot predicția asta, mulți se pierd la asta, că de aici ar fi război, pentru că absolut tot ce am discutat până acum de la faptul că violența este ineficientă nu se aplică și dincolo, capacitatea de abstractizare se rupe în acel domeniu. Bine, eu n-a spune că se rupe. A zice, cred că dacă e să le acordăm, scuze, nu, ține ideea. Dacă este să le acordăm credit, a spune că ei, acești titani ai ideilor, ar valoriza altceva mai sus, de fapt, decât libertatea. Asta e, sau decât sistemul. Da. Pentru că atunci când tu zici, nu, uite, eu vreau ca toată lumea să fie tratată egal de către justiție. Ok, înseamnă că tu vrei aia mai importantă decât libertatea. Asta e punctul final. Da. Adică dacă avem un sistem de justiție care iese din piață, din libertate pentru toată lumea sau maxim de libertate pentru toată lumea și tu spui nu vreau asta, vreau asta, înseamnă că valorizezi mai mult aia decât dincolo de faptul că sunt compatibile, știi? Da. Adică agențiile astea îți oferă egalitate de tratament. Adică oamenii nu vor dori să au un închisoare pe viață ca furat. Nu între, oferă egalitate de tratament în interiorul agenție, dar nu oferă egalitate de tratament între agenții comparative. Ele vor tinde poate spre unda. El dă exemplu aici cu exemplul ăla care este ireconciliabil. Da? Ai o agenție care oferă pedeapsa cu moarte, o agenție care nu oferă pedeapsa cu moarte. Asta e ireconciliabil. Nu o să trateze egal o crimă niciodată. Da, contează input-urile. Dacă plus că trebuie să nasoale, nici rezultate. Plus că trebuie să iei ceteris. Parius? Ăla. Avem acum, da? Ai un american în Iran sau în Singapore, da? Ia exact. Droguri, într-o parte ai un an, doi ani de închisoare, într-o parte ai taie mâna sau te bagă la... sau te omoară, pur și simplu. Tot așa. Mai trebuie să mai ai și grijă unde te duci. Poate și unde te duci, dar și acum, nu ajunge la război cele două agenții de protecție.
americanilor cu a Iranului. Dom'le, hai să ne războim că avem un caz aici pe care nu putem să rezolvăm. Exact. Hai să ne gândim, să vedem, să analizăm, poate reușim. Și în conflict fiind, știi? În... Și da, și nu să iubesc unul pe una pe alta. Ba chiar, uite, în cultura libertății, în societatea cu oameni care din către libertate, la soluții din astea s-ar găsi mecanisme de arbitraj, pentru că oamenii le-ar dori. Vrem să rezolvați cumva chestia asta. Ar apărea, în cazul ăsta între țări, ar apărea, nu știu, o curte internațională a... Diferent de lor dintre agențiile de protecție. Ar apărea mai multe, că una a apărut și cu stat, știi? Da, ar apărea mai multe, da. Ar mai multe. Cu miile, crede Friedman. Ca ciupercile apar. Bă, dacă sunt bani de făcut, ca să, de ce să nu apară? Ca să nu vorbim de... Deși nu chiar arbitraje, ar fi câteva sute, nu chiar câteva mii. De fapt, că agențiile respective poate să se înțeleagă și altfel, așa cum se înțeleg statele astăzi, de exemplu, fac schimb de prizonieri. Da. Cum a fost fata aia, basketbalista, da, care a fost prinsă cu niște marihuana până în Rusia. Nici măcar nu era marihuana, era un ulei de CBD. Ah, ok, și mai... Da? Și nu, a fost doar pretext. Și au vândut-o rușii pe un traficant de arme sau ceva de genul ăsta. Da, da. De asta îi reproșea Michael Malice. Îi reproșea Ramp. De ce n-am văzut chestia asta? Că și în lumea reală e rezolvată problema, știi? Uh-huh. Ori îl judecă bulgarii, ori îl judecăm la noi, știi? Deci nu începem... Uh-huh. Total war, știi, între români și bulgari. Mm-hmm. Nu! Ori își judecă, ori noi și nu. De ce nu aruncă rușii cu nu știu ce bombe în Ucraina? Plus că mai ai... De ce nu aruncă, nu știu, bombe nucleare? Poți să zici că îi afectează și pe ei că sunt acolo. Hai să zicem că le poți gândi să, nu știu, să nu ducă... Întâlnirea tactice. De ce nu o faci? Plus că, uite, în zilele noastre ai oameni foarte nefericiți, de exemplu, cu firma de telefonie mobilă. Ceva li se întâmplă, nu le-a vorbit bine reprezentantul, se supără, nu mai vorbesc cu ea, sau bănci am auzit mai nou. Nu mi-a plăcut, mi-a cerut un pomelnic de acte ANG, lăsați, mă duc la alții. O să facă chestia asta oamenii, pe când astăzi cu statele astea care ți impun, ei sunt singuri, tu nu poți să schimbi agenția, pe când agențiile când o să depindă de bani, de abonați, de reputație, o să caute, o să și caute soluții, pe când astăzi zici ce faci, ce-a făcut statul cu tare, cu prizonierii care sunt în alt stat? Păi cam ignoră, sunt discuții între ministerele, da, și ani. Da. Yes. Și mai știu, există și o statistică a multor nedreptăți. Deci, uh-huh, băgat în închisoare pe nedrept, persoana greșită sau o grămadă au scăpat și mai departe. Că nu e eficient și nu e unul să mai duci. Termini și să repetăm două, trei apeluri și gata. Și să repetăm că nu o să propui un sistem perfect, mai ales dacă nu te lovești de el, trebuie să te apuci să construiești un alt fel de casă ca să vezi ce probleme. Asta descoperi, dar ai doar viziunea. E clar că măcar ai, exact, măcar ai șanse să evoluezi, să faci lucruri mai bune, să fie mai curat. Te învață teoria economică asta, deci nu e un salt de ăsta în întuneric. Da, exact. Dacă oamenii, natura, așa e natura umană, știi? Așa va fi și la tribunale, acele predicții care le facem pentru alimente, funcționa și dincolo. Bun, și rezolvând rapid problema asta cu furtul televizorului, deci problema se reduce în felul următor. Pe agenția mea, să zicem că Costel mi-a furat televizorul, agenția mea trimite 6 băieți la Costel ca să ia televizorul înapoi și agenția lui Costel ar spune, păi stai că noi trebuie să-l apărăm pe Costel, trimitem 8 băieți ca să-l apere pe Costel. Și atunci reprezentantul agenției mele sună pe reprezentantul agenției lui, zice, tovarăși, avem o problemă aici și cum o rezolvăm? Se presupune că agențiile respective există pe piață de ceva vreme, prin urmare ele, între ele, și-au rezolvat deja alte probleme și dacă nu și-au rezolvat, urmează să discutăm după aia. Dar rezolvându-și alte probleme înseamnă că au un contract de colaborare, deci ele știu la ce arbitror să se ducă. Și se duc cu cazul la un arbitror și arbitrorul spune, da, ia lui sau ia lui-l-alt. Păi să ceară, dovezi, mă rog. Da, dovezi chestii, dacă cumva se dovedește... Eu mă gândeam și că se judecă la una din ele, apropo de exemplu cu Bulgaria și cu...
Deci la nu, terț la poate să meargă mai încolo. Nu, ar putea și asta să... Poate să unde s-a făcut? În sectorul 3? Judecă la tine, știi? Sau înțelegi? Așa, da, în funcție deci de... Deci poate dacă e vreo intrigă prea... Ok, așa, e, e să zică posibil, merg e, la una... E posibil da. Și asta, da. Friedman dă exemplu ăsta cu un terț. Mă rog, ideea e că terțul trebuie să stabilească al cui este televizorul, de fapt. Și dacă terțul stabilește că televizorul e al meu, atunci, dintr-o dată, agenția lui Costel, care trebuie să-l apere pe Costel și pe proprietatea lui, nu mai trebuie să-i apere televizorul. Da? Pentru că televizorul e al meu și băieții ăia o să dea la o parte. Ba mai mult, poate să-l țină pe Costel să nu intervină, pentru că îl apără. Nu, îl apără, da. Îl apără de propria lui convingere. Mi se pare că o să-l chiar o să-i ceară mai mulți bani după aia. Da, cu ce faci aici? E riscant. Sau cui... să nu mai primească de client. Da, practic a avut eveniment. Să facă liste blacklist. Frate, ce mi-ai făcut? A avut eveniment. A avut eveniment. Îi crește clasa. Pus costuri. Păi am chemat 8 oameni. Da. Ăștia le-am dat să mănânce. Că au stat la tine să te păzească de oilalții. Da. A avut costuri. Păi ce faci aici? Da. Și costurile de judecată. Și dacă cumva îl dovedește că televizorul e al lui Costel, același lucru se întâmplă cu agenția mea și cu mine. Da. A, bine, l-am mers direct la terț ca să evite asta al bias-ului da. Agenției. Bun, și prin urmare poate să apară să se consolideze acești terți în sisteme de lege privată. Practic sunt mai mulți terți, ei s-o spună, o să judecăm, uite, unii vor să judece după, cum spunea Costel la... Că atunci când discutam această problemă, când am dat peste ea la humor, da? Unii o să judece după principii libertariene, unii o poate să judece după principii socialiste, alții poate să judece după principii de astrologie. Nu contează. Ideea e că unul sau mai multe dintre ele, da? Pentru că e loc și de anumită variație, au să domine piața și se poate crea astfel un sistem de legi privat, care practic nu e neapărat de legi. În funcție de preferințele da, lor, emerg niște standarde. Da. Nu e nevoie de UE să vină, uite, pentru USB, aveți nevoie... Iar ideea aia cu emergența unui sistem din acțiuni separate, individuale, se întâmplă și aici. Uite, de exemplu, nu știu dacă e o comparație bună, dar, de exemplu, zici, ai jocul de fotbal. Ce se întâmplă? Îi lovești o minge cu piciorul, dai de la unii la alții, trebuie să intre în poartă. Și după aia ai seturi de reguli. Poți să jucăm cu offside, fără offside, cu whatever, alte micuțenii care contează. Da? Uite, și... pe stradă, de exemplu, pe Maidan, nu se joacă niciodată cu offside. Da, exact. E, și atunci, ca să încerc să simplific cum să ai seturi de reguli separate, păi... Și problema de obicei este, păi noi ne-am apucat să jucăm, dar tu ești pe regula A și alții sunt pe regula B. Păi, dar în primul moment în care apare acest conflict, se face o hotărâre între acele două părți. Nu e un conflict doar de reguli, da? Nu e violent. Atunci oamenii discută, păi jucăm cu offside sau nu? Da. Și la astea, la alte, la fel. Păi la noi în societate e ok să mai furi până la 10 lei. Bine, la noi nu. Mai încolo o să predicția lui va fi că va triumfa, adevărul e măreț și va triumfa, că va triumfa libertarianismul între astea, știi? Argumentul fiind unul deja prezent din capitolul, am trecut la stabilitate? N-am trecut. Nu, urmează, da. Poți să o legi acum. Se leagă. Că dacă ai preferințe agresive, de exemplu, vrei să pedepsești, când îi prind pe aia cu cocaină, trebuie să plătești chestia asta și te saturi de plătit și emerge libertarianismul care... Bine, el explică foarte bine tot la fel. Deci, de ce funcționează din punct de vedere, uite, și aici poți să aduci aminte din nou de exemplu, de cei care nu acceptă acest sistem, dar aia care vor dreptatea lor, da, și nu acceptă, îi se pare, deci este foarte profund ideea, deci dacă tu ești convins, de exemplu, problema pedepsei capitale, tu ești convins de ideea o viață pentru o viață, da, ești convins că domne trebuie pedepsit și singura pedeapsă
corectă este pedeapsa capitală pentru o crimă, da? E o diferență ireconciliabilă pentru faptul în care tu consider că trebuie pedepsit pentru o crimă, dar nu cu viața, da? Și Friedman dă următorul exemplu, că într-o situație din asta de piață liberă, poți să ai două agenții, da? Și o agenție susține pedeapsa și alta nu. O agenție este frecventată în majoritar de... Nu, încă nu susține nimic. Asta e pleacă de la problema în care încă se discută chestia asta. Da? Și o agenție este frecventată majoritar de oameni care susțin pedeapsa cu moartea și o agenție este frecventată majoritar de oameni care sunt împotriva. Okay. Uh-huh. Bun. Agenția pro pedeapsa cu moartea calculează că dacă ea garantează pedeapsa cu moartea clienților ei, poate să ceară cu $20,000 mai mult, să facă cu $20,000 mai mult pe an din abonamente. Da? Faptul că eu includ această chestie la mine în program, înseamnă că pot să le iau mai mult. Practic, ofer un serviciu în plus, pot să taxez mai mult. Scap de moarte, nu? Da? Cea anti pedeapsa cu moartea estimează că dacă ea garantează că nu se va obține pedeapsa cu moartea într-un caz de crimă, poate să strângă $40,000 mai mult pe an. Poți să ai și invers. Prin urmare, da, poate fi și invers. Atenție, absolut. Deci nu contează. Asta faptul că am ales da. Unii într-o parte, unii într-o cred parte, sunt, Friedman, sunt perfect interșanjabil, da. Ideea este că agenția care are de câștigat mai mult, da, poate să se ducă la agenția care are de câștigat mai puțin și să îi ofere mai mult decât poate să câștige ea, dar mai puțin decât își imaginează ea că va câștiga. Uh-huh. Da? Friedman pune, în parte din bani, Friedman pune la 35.000, uh-huh. Friedman pune la 30.000, da? Poate să-i ofere 30.000 agenție care ar susținea poziția mai puțin populară, da? Ca ea să nu o mai susțină. Prin urmare, este avantajos economic pentru acea agenție să nu mai susțină poziția care este mai populară. Este mai avantajos economic, de ce? Pentru că face mai mulți bani. Iar dacă ar susține, ar face mai puțin, ar fi făcut 20.000. Deci dacă vor, clienții sunt de acord, nu? Poftim? Clienții sunt de acord. Păi nu se schimbă nimic pentru agenție. Asta e ideea, că nu se schimbă nimic. Ele sunt într-un punct în care încă nu susține. În caz de conflict, vorbește de ce să trec sau să nu trec cu clienții. Ideea este, nu s-a asumat încă nicio poziție public de niciuna dintre agenții. E în faza de descoperire. Doar estimează cât ar primi, cât ar putea să facă în plus dacă și-ar asuma o poziție. Dar tot se întrebe și pe ei. Poate ei vor... Îi întreabă. Vorbește de estimare. Okay, okay. Și da? 20.000 că câștigă de la, după ce i-a întrebat pe ăștia, bă, cred că 20.000 adaug la profitul pe an. De galbeni. Da. Da? Cum 20.000? Deci după ce dacă și-ar asuma clienții poziția. Asta a început scenariul. Da. Ok, bun. Și vine agenția cu poziția mai populară, îi oferă 30.000 ca să nu ia nicio poziție. Moment în care ei se întorc către clienților și spun, ne asumăm această poziție, da? Și vă va costa 35.000 în plus. Deci faptul că noi vă oferim o așa, va costa 35.000. Ei estimează că ar putea să câștige 40.000. Deci estimează faptul că clienții lor ar fi dispus să plătească mai mult, le oferă poziția pe mai puțin, oferă bani și agenției care ar fi susținut poziția opusă mai mult decât bani ar fi făcut și toată lumea iese pe plus. Deci, dacă... Mai puțin clienții aia care ar fi vrut... Pedeapsa cu moartea. Păi nu, stai puțin, tu nu trebuie să ai aia pro moarte.
Să zicem că suntem la aia pro-moarte. Da. Tu doar în două, trei cazuri, când judeci extern, ai problemă. Restul poți să o păstrezi, pedeapsa cu moarte. Poți să o păstrezi. Da, da, da. Deci scenariul tău e să ți-i schimbi. Păi, nu, da, nici nu trebuie să-i schimbi. Corect, ai corect, cele corect, două, corect. Trei cazuri în care și aia pot accepta. Două, trei cazuri, da. Să zicem. Da. Da. Nu, și dacă accept asta, nu înseamnă că... mai ușor, e, oricum e mult mai ușor. Decât... Nu înseamnă că l-ai exonerat, adică mai ai și o presiune, pe viață, mai ai și o presiune de asta culturală în care... Nu, ai închisoare pe viață. Nu, ai închisoare, da. Că se joacă, se judecă după termenii celelalte agenții care... Le schimb, nu le schimb preferințele. Da. Dacă ea sunt texan și tu să-i faci... Nu, nu. Da. Dar alea dar două, se trei poate un scenariu pe care nu-l spune filmă, se poate ca clienții firmei cu pedeapsa cu moartea o să zică: a, tu ai venit la mine cu 35.000, cu 70.000? Da, îți dă. Și atunci agenția respectivă o să susțină și o să-ți treacă acolo pedeapsa cu moartea. Nu o să mai accepte banii agenției celelalte pentru că clienții ei au bugetează mai mult decât preferă moartea, da? Da, da, aia ar fi poziția mai populară. Adică nu sunt mai puțin, dar mai mulți bani, mai mulți da, bani. Nu, Vali, ce că doar switch-i, doar skip-i. Ea e poziția, da, e poziția mai populară din punct de vedere economic. Da, așa da. De și asta ce câștiga... Nu trebuie să fie populară din punct de vedere că sunt mai multe capete. Nu, dar asta, asta ce câștiga, da. Care, care era anti? Nu contează. A, ăștia care sunt... Anti, da. Care susțin poziția mai puțin populară? Plătesc clienții, nu? Stai, la care dintre ele te referi? Care deci avem o, nu mă interesează. Avem poziția mai populară în bani și poziția mai puțin populară în bani. Bani. E mai mult poziția mai populară în bani câștigă pentru că li se oferă 35.000 în loc de 40.000. Li se oferă poziția clienților pe 35.000 în loc de 45.000. Adică le scade costurile? Da, da. Care era asta? Și mai firma... puțin mai populară sau mai puțin populară? Asta e poziția mai populară. Nu le scade costurile. Și li se dă ceva mai ieftin decât ar fi evaluat. De ce faci? De ce faci? De ce faci o tranzacție? Deci eu evaluez că tu ai da 40.000 pe un serviciu și ți-l ofer pentru 35.000. Știu sigur că îl vei cumpăra pentru că tu ai da 40 pe el. Când îți se oferă pe mai puțin? Da, da. E clar. Ai și un bonus. Asta. Deci scriu acolo. Da, e așa, pe lista cu pedeapsa cu moartea. Și care zici că e mai puțin populară? Mamă, ce mă încurcă asta. Ce? Mai bine lăsai cu moarte și fără moarte. Da, lasă. Care e mai puțin populară? Care era? Asta aia de 20.000. În exemplu, Friedman, e aia, e mai puțin populară cu pedeapsa cu moartea. În exemplu, Friedman. E egal. A, și tu trebuie să-i dai bani să accepte, nu? Exact. Le dau ălora, le dau 30.000. Nu le deci, dai la o judecată, ci le dai bani înainte să-și ia poziția. Dreptate de vânzare. Da. Da, da, toată abia lumea când are se vinde numai de vânzare. Să nu uităm. Toată lumea are de câștigat. A, pentru că și ea preferă, ea anti. Da. Firma respectivă, da, poate să le ofere un discount acum, da? Uh-huh. Iau mai mulți bani pe an decât aveau înainte, chiar cu mai mult decât dacă le-ar fi oferit pedeapsa cu moartea. Și ăștia ce câștigă? Că primesc? Că nu mai fie omorâți dincolo, nu? Da. Nu e puțin. Bine, hai să... Ce? Hai aia cu mafia. Ok. Sau dacă mai avem, nu știu dacă mai avem. Nu mai avem. Dacă asta era, un conflict între agenții și... negocierea aia, nu știu cum, nu știu dacă mai era ceva. Ideea este că... Da, este, uite, exact asta, scuze, fix înainte, ultimul lucru. Exemplu ăla că, domne, criminalul ar prefera să fie, să primească termeni ușor și celălalt nu. Și aici dă Friedman exemplu că până și criminalii ar vrea să trăiască sub niște legi care îl apără. Îl apără, care le-ar permite să trăi. Hoțul nu să vrea să trăiască, hoțul știi, nu vrea să fie omorât. Furat. Hoțul nu vrea să fie furat. De unde poate vrea să fie legi, că sunt două chestii diferite. Seamănă cu aia, cu ANAF-ul, cu socialistul, care tu prefer să plătesc eu, dar nu prefer să plătești tu. Înțelegi ceva ce zic? Da. Hoțul? Da, da, legile. Că va fi... Legile, norocul asta nostru este că legile se dau în universal, nu se dau pe CNP. Azi. Pot fi date și
Nu, sau, fii atent, el e posibil să prefere și... Într-un sistem? Fără lege. Într-un sistem. A, zici că e mai riscant pentru el? Da, da. Asta e. El preferă să nu fie în haos un hoț. Și ar vrea să cred aibă și el niște drepturi. Ceilalți. Cred că preferă să se aplice celorlalți. Da, da. Păi și nu, nu lui. Și nu. Dar preferă nu legile. Lui. Și dar lui. Nu lui. Chiar, ba, și lui. Chiar nu, nu, nu. Pe când ăștia, eu sunt hoț, de meseria mea e hoț. E un risc. Eu mă gândesc, băi, cred că oricând pot să fiu prins. Ia să nu votez pe păi chestia cu prânta pe cap. El e scutit, nu se aplică lui. Se de aplică ce să fie scutit? Tocmai asta e ideea. Vorbim în continuare, da, vorbim în continuare de un sistem care emerge din piață. Și problema se pune dacă piața ar putea fi dominată cumva de criminali. Ai da. O problemă de reputație. Păi deci dacă o ai o agenție care zice noi apărăm furtul, păi o să știi clar cine să ia, care sunt clienții. Că nu e ca lista lui Ghislaine Maxwell. Da. Nu o să fie secretă, o să se afle. Da, și o să... A, te duci la aia, iei bazele de dată. Te duci, știi, care sunt clienții voștri ăștia? Păi nu mai vorbim cu ăștia, că ăștia se pare că sunt mai hoțomani. Vor să fie apărați de o agenție și au făcut ei. Nu, mă gândeam că nu pierde agenția ăsta pentru un Friedman. Da, păi da, n-ar mai avea clienți. Are de ăștia dubioși. Exact. Adică costurile cu hoți, cu clienți hoți, îți dai seama că... De unde știi că nu sunt, dacă ar fi toată lumea afară? Îți dai seama că are probabilitatea... Deci dacă 80% sunt hoți... Auzi, dacă, în limba română, Costel, dacă hoți suntem, înseamnă și bine. Deci dacă suntem toți hoți, mai este cineva hoț? 80%. A, dacă nu, suntem, dacă toți, suntem hoți? Toți hoți, mai e cineva hoț? Da. Și dacă, da. Sunt, și dacă sunt 80% hoți și 20% nu, cât poate să susțină? Cât poate să supraviețuiască un asemenea sistem? Păi economic să ai putea să... Ai exemplu socialismului care s-a prăbușit și peste tot. Da, da, exact. Da, mai, nimeni nu mai face nimic, nu mai crește o lucă niciunde. Uite, ai zice că în lumea reală nu fură toată lumea, dar la toată lumea, știi? Păi, dacă izolezi responsabilitatea la da. NAF și la agenții, nu că dacă merge pe chestie de asta că reprezentarea e legitimă și eu fur când... N-a fost taxat de pe Alexandru, adică sunt agresor, dar dacă admică doar așa toți păi, ne-am agresat... Păi evident că nu e așa, că ANAF-ul nu te reprezintă, pentru că dacă ANAF-ul te-ar reprezenta, n-ar mai fi furt. L-a reprezentat și pe Alexandru și ar fi donație. Da. Doar mi-ar aduce aminte că n-am dat ce am zis eu că dau. Pentru că m-a reprezentat doar pe mine. Dacă de ce te-ar reprezenta doar pe tine? Ar fi ANAF-ul... Pe ce? Nu ai... E reprezentat... ANAF-ul... Și dacă ai un sistem de drept. ANAF-ul este în continuare o agenție care colectează taxe de la populație? Nu. Ok, da. Atunci n-ar putea să te reprezinte doar pe tine, trebuie să-l reprezinte și pe el. Forțează taxe. De ce? Că... Da, și dacă... Pe agenție de drept. Ar merge și dacă toți am furat, toți am fi hoți și de ce ar merge? Ca și în cazul ANAF-ului. Dacă am considerat furtul legitim. Da, domnule, eu muncesc și îmi cresc aici oi, mere, pere și consider legitim ca vine și să vină și Costel și Vali și să-mi ia jumate, el. Fii atent că spune, dacă ai să te fure pe tine, unul este fure pe tine, da. Dacă ANAF, tu ești de acord să te fure ANAF, ăla nu mai e furt. Dar dacă tu vrei ca ANAF să-l fure pe Alexandru, ăla e furt. Da, da. Alexandru n-are... Păi asta zic, e vorba despre... Cum percepi furtul? Nu funcționează ANAF-ul așa, ANAF-ul ia de la toată lumea. Da, da, știu. Deci nu e problema asta a direcționalității, împotriva astea mă lupt eu. Da? La fel cum nici legea, cum am spus și mai devreme, legea nu-i dată cu CNP, nici ANAF-ul nu funcționează cu CNP. Nu, în realitate consider să fie mai aproape de adevăr ce zic eu, că se reprezintă niște grupuri de interese, niște minorități, adică sunt aplicate selectiv legile. Realitatea să fie chiar arbitrară, știi? Deci să nu reprezinte cetățenii, ci să fie corect elitismul că reprezintă. Dar mă gândeam la altceva. Uite, confuzia poate fi de când zicem, domne, oamenii sunt de acord cu taxarea. Păi înseamnă că nu sunt taxe, nu, dacă sunt de acord. Dar acel a fi de acord înseamnă că nu înseamnă că prefer să mă fure pe mine. Înseamnă că prefer să te fure pe tine. Uh-huh. Înțelegi? Pentru că altfel, na, nu mai e socialism, e libertarianism și, na, sunt niște donații. Nu? Da, sau onorarea. Adică e ambiguitatea. Da. No, bine. Asta arată de ce e, uite că mai faci niște toate chestia asta. Domne, socialismul nu donează banii proprii. Despre asta e socialismul.
E despre banii altora, nu e despre banii proprii. Că altfel ar fi libertarianism dacă și-ar dona. N-am mai avea discuția. Deci e greșită critica, știi, sau cum faci meme. Nu și-a donat banii proprii. Nici nu îi se pune problema. Nici nu s-a gândit. Asta e ideea socialismului, știi, să donezi de la distanță. Da, el mare de grijă a puiilor din plăcinta ale altuia. Problema pleacă de la banii altora, se rezolvă cu banii Bine, și în problema stabilității care erau... Mafia asta cum fie? Da, nu o să fie dacă datăm aceste agenții, nu o să ia ele puterea, nu o să se reconstituie într-un guvern. Și aici mi se pare că sublinează problema culturală, valorile oamenilor. Asta e cea mai importantă, da. Nu, adică unul că ai infracțiuni pe care se bazează acum mafiile, pe de o parte să le, mafiile să le facă, statul să se opună lor. Odată ce avea o lume liberă, lucrurile astea care nu fac victime, nu le-ar mai da lor fundament să se opună unul altuia, să-și crească influențele. Și pe de altă parte contează ideile asta... celor cu armele. Da? Ideile spun unde să țintească asta armele. E ideea. Deci adică știu, da, ar fi, centra, dar ar fi conflict. Impresionant, da, sunt două. Una este că vrea să înlăture ideea asta, domne, mafia s-ar înstăpâni peste tot, explicându-ți faptul că mafia există astăzi și poate să funcționeze pentru că mituiește la nivel local forțele de ordine controlate de stat. Și cum, de ce poate să mituiască? Pentru că ele nu înregistrează Nu pierd bani dacă nu se rezolvă. Ei amintuiți de Escobar nu pierdeau efectiv din bani, din salariu. Din... Da, deci bine, mai sacrifica pe unul. Mai... Da. Dar în general nu. Nu. Nu-ți, deci, pe când chiar câștigau dacă avem crime în cartier, când nu mai mulți bani pentru departamentul de poliție. Deci, da. Argumentul stimulante pe chestia asta. Și pe când într-un sistem în care totul se concentrează pe despăgubirea victimelor și nu pe ce spuneam mai devreme, felul în care este sistemul de stat astăzi de justiție, păi despăgubirea victimelor presupune returnarea valorii pierdute plus un bonus de despăgubire. Practic n-ar mai putea să mai mituiască mafioții, pentru că apare problema faptului că bunul furat valorează mai puțin decât bunul deținut în legitimitate. Da? Și ei nu ar mai avea destule fonduri cât să acopere furtul pe care l-ar face. Prin urmare, de asta n-ar... Dacă le-ai argumentul că spargi pe acolo, spargi chestii când furi, nu? Sau... Nu poți să zici că un mafiat apreciază un tablou mai mult decât stăpânul? Poți, dar ar fi excepția, nu regula. Asta mă gândesc. Deci de ce ar valoriza mai mult? Ce? Ăla, proprietarul inițial. Că de-aia a ales să fie proprietar. De-aia e proprietar. Altfel îl vinde. Și tu și ți-am mai explicat, tu sigur îl valorizezi mai puțin pentru că alegi să-l fur, nu să-l cumperi. Păi de ce? Poate e mai ieftin să... Păi dacă ar fi mai ieftin, l-ai cumpăi. Tocmai asta spun. Îl valorizezi mai puțin dacă îl alegi varianta mai ieftină. E mai ieftin să-l furi decât să-l cumperi de piață. Ba nu, asta e un principiu de are dreptate, Costel. Este de eficiență. Eu cât vreau să dau? Puțin bani cât mă costă furtul? Sau mai mulți cât m-ar costa cumpărarea? Nu poți să mai ieftin furtul. Îi furi. Da, dar riscul... Dar trăiești cu un risc, așa că dacă ești prins, trebuie să dai restituție mai mult. Poate e libertarian, dacă mafia, totuși estimează că serviciile de stat sunt proaste. Dacă îi vezi pe ăștia pe hoți, hai să nu luăm tablouri sau alte chestii de asta, să zicem ceasuri sau televizoare, da? După ce le-au furat și vor să le valorizeze, da? Le găsești la prețuri mai mici decât le găsești. Pentru că ei le valorizează mai puțin, de fapt. Da. Vor să scape repede și să... Nu, exemplu era în care mafiotul era un exemplu complet marginal, da, în care mafiotul ținea pentru el că plăcea mai mult decât... Vorbim de frecvență, uite, apropo de aia, dacă e excepție sau nu e excepție. Dar de ce vrea să-l dea? Că să-l dea mai repede, nu? Pentru că pe el interesează, nu ca să-l dea mai repede, interesează nu-l banii. Nu-l interesează banii, produs, nu-l valorizează. Nu e obiectul în sine. Da. Nu, mă gândesc că e riscant dacă îl mai ține vreo lună, poate... Și e riscant, îți dai seama. Așa, dacă îl dea la jumate...
scapă de el. Da. Da, nu, eu zic că dacă ar avea o ofertă de cutare telefon, nu ar vinde la jumătate. Să zicem că are o ofertă de 10 ori de telefonul, peste o lună, mai stă. A, da, da. Dacă calculul, dacă calculul lui de risc îi dă că e bine să mai stea. Pentru că luna da. Aia, poate el riscă în fiecare zi să fie prins. Poate are costuri de 10 ori alea. La ea cu tablouri, cred că merge o chestie de genul ăsta. Maybe. Să aibă o rețea, știi, de... Da. Știi că dacă stai 3 luni, în timp ce dacă ai prostii, ai... Maybe. Bine, dar în același timp, toate chestiile astea cresc împreună. Deci, ce am vorbit acum? Un om care își face un calcul de cât de prins e. La fel și proprietarii, când o să-și facă calculul împreună cu agenția lor de asigurare, o să zică, păi eu vreau să-mi garantezi că... unul că nu e furat și dacă e furat că îl găsești și dacă îl găsești către restituție, etc. Mm. Și atunci presiunea agenției o să-i crească ăstuia costurile. Atunci e o cursă a costurilor. Costurile, adică, nu? Da, mm. Da. Pare că azi e eficient pentru hoț să ia. Dar după aia agențiile își devin mai dure să prindă. Și după îi cresc costurile. Și după aia și încă mai fură unii. Și agențiile mai dure sunt. Nu mai e rentabil. Da. Nu numai, dar mai e și cursa asta economică. Agențiile care fac protecție sunt mai rentabile, sunt mai profitabile decât agențiile care ar proteja hoții, de exemplu. Uh-huh. Să ai o agenție care să... Depinde de clienți, cum spuneam. Nu depinde de clienți. Nu, dacă se rog de clienți. Dacă sunt hoții, vezi, doamne, agenția dacă are... Dacă vrei 80% vor să-i fără pe a 20%. Mor de foame după două luni, se rezolvă. Nu contează, vorbim de alea două luni. Nu vorbim de alea două luni la un capitol care se numește stabilitatea sistemului. Instabilitate. Nu! Tocmai asta e. Stabilitate înseamnă perfectul, numai, nu două luni, două luni și am terminat. Nu vorbea de etica intervalului, știi? În minimă moralia. Și cretinul socialist care spune, doamne, am avut capitalismul... Va veni o agenție de protecție în sistemul vostru și va transforma totul într-o exploatare a cetățenilor drept și liber. Da? Și poți să-i zici, domnule, deci revenim la situația actuală, când statul asta face. Deci... Frica lor e că ar fi mult mai rău. Ce vedem prin filme, Friedman ar spune nu. Friedman ar spune, nu revenim la situația actuală că asta face, pentru că în acel caz, o agenție de protecție care ar face asta, n-ar fi legitimizată violența legitimizată, ei. Da. Uite, n-ar fi percepută ca fiind legitimă, cum e perceput statul astăzi. O să-i educe pe generații întregi. Ok, în timp poate discutăm, dar... Nu crezi că așa s-a întâmplat și cu statul? Au venit, să zicem... Cu manii peste noi, peste... Uite, altă chestie. Revoluția din 89. După aia au fost niște ani relativ haotici. Da? Oamenii din zilele noastre, care au și vârsta noastră și au înțeles ceva din anii, la asta se referă. La asta se gândesc. Era cam dezordine. Și acum, care e observația mea? Păi, dacă... Ce se putea întâmpla după Revoluție? În loc să fie haos și după aia să vină statul, să ne imaginăm că oamenii ar fi știut ce vor de la viață și ar fi zis, ia să începem noi niște agenții, ia să facem noi chestiile astea. De ce ar fi făcut lucrurile astea? Pentru că ar fi știut ce vor, ar fi citit, ar fi avut niște valori puse pe niște făgașuri. Nu, normal că nu te aștepți la chestia asta, dar când noi zicem lucrurile astea, noi nu zicem că mâine o să fie o revoluție și o să vină iar un haos. Ci lucrurile astea pot să apară dacă în momentul în care oamenii știu ce vor. Dacă aveam capitalism noi puteai avea și... Imediat pe Revoluție, români. Da. Dar să ai. Dacă libertarianismul merge prost afară, noi imitând țările de afară, imitând și ce vedem afară. Dar oricum după Revoluție, de fapt, că n-ai scăpat după Revoluție de stat. Nu. Na, și doar, să zicem, statul a fost mai ineficient în a-și întinde tentaculele peste tot. Atat da, cred că și el era speriat. Da, a fost și speriat, exact, da, a fost și percepția populației că s-a întâmplat. Deci în 1989, orice ai spune că s-a întâmplat sau că nu s-a întâmplat, percepția a reprezentat...
cum să spun, o demitizare a statului în percepția populației. În primul rând, nu mai e tot puternic și nu are chiar dreptul să facă orice, da, cum avea înainte, să-ți închidă lumina, de exemplu, să-ți închidă televizorul, să-ți închidă apa. Ok, după 89, prin provincie încă mai era apa oprită. Bine, dar asta e fost să fie. Acum și acum. Da, cred că e. Exact, și acum cine ți-l închide? EU! Dar, facem economie. Okay. Dar cel puțin în București, unde a fost cel mai sângeros, nu s-a mai văzut aia program de apă oprită. Până a venit Nicușor. Spiritul ăla era interesant, a avut ceva din spiritul americanesc. Spiritul ăla de la... Da. Adică cam asta e și idealul. Bine, și ca să încheiem apoteotic, să nu uităm că în imnul românesc zice viață în libertate ori moarte. Deșteaptă-te, române. Și deșteaptă-te. Stai să zic, întâi trebuie cu, să deștepte. Aia cu culturală, cu primă, pune sunt, problema. Sunt două posibilități. O pregătesc. Sunt două contraargumente mari la ideea asta. Primul este, păi ăia, agențiile de protecție o să aibă arme, deci poate să se instaureze ca guvern. Sau a doua este că în sistemul de piață totul se consolidează și deci agențiile de protecție o să devină o agenție de protecție și o să descopere că are arme și poate să se instaureze ca guvern. Mm-hmm. Și de ce nu s-ar întâmpla asta? Multe argumente. Unul e că estimarea lui e că nu s-ai. Într-adevăr, dacă ai avea vreo 3 în costuri mici de negociere, de asamblare, să rezulte un monopol, estimează că vei avea mii de agenții și e greu să structura fragmentată, decentralizată se înțeleagă. Și se gândește doar la Statele Unite, da, nu la lumea întreagă. Da. El pleacă de la secțiile de poliție, estimează ea, la câștigă, la 1 milion, la nu știu ce. Și face un mic calcul și iese că vei avea mii de agenții. Deci nu vei avea Curtea Supremă de Justiție, Tribunalul București. Nu, vei avea mii. Asta e avantajul în capitalism, că e peste drum CEDO. Alt argument e că liderii ar fi selectați, unei să fii selectat prin piață, unde trebuie să fii tare în satisfacerea preferințelor unor consumatori și unei prin politică, nu trebuie să ai alte virtuți, alte skill-uri, nu știu, de putere, de obținerea puterii, de folosirea puterii, nu sunt. Al treilea ar fi asta cultural, deci până la urmă, domnule, Statele Unite, păi au ăștia arme să distrugă, să... De ce nu dau o lovitură de stat? Ofițerea de acolo, de ce se mai încurcă cu... Răspunsul e asta cultural cu valorile, știi? Eu internalizat anumite valori, inclusiv aia din CIA, din ușă, știu că sunt niște limite, știi? Ce poți să... Politicienii americani, oricât sunt ei orbiți de control și de asta, nu se fac anumite chestii. Adică nu cred în totalitarism, șeful CIA nu cred. Nu crede că ar funcționa? Că poate și-l dorește? Chiar dacă aici e distinția aia între banii mei și banii mei. Da. El nu crede că e o societate dreaptă, o societate totalitară. Aha. Chiar dacă el face... Okay. Asta cultural e importantă. Uite, erau... E o culegere, o crestomație numită Anarhie de Low, unde scriu și ai noștri, inclusiv Friedman. Și argumentul liberalilor clasici și al minarhiștilor era că... Tot așa, că nu e sustenabilă... Statul minimal era sustenabil, anarhia nu era sustenabilă, se ducea. Și ăștia ziceau, păi de ce? De exemplu, aducea obiecția asta la statul minimal. De ce nu devine totalitarism? Păi există cultura care... Păi asta se întâmplă și în anarhia. Asta zicem și noi. Da. Exact, am impresia că exact și Friedman folosește argumentul ăsta. Păi același... Da, îți frânează... Bine, aici ar putea să ai distinția aia de timp, știi? Adică noi, poate ei se referă la... conservatori, să zicem, sau clasic liberali, poate să zică nu, trebuie minarhism și poate să referă la timp, poate vor să zică dacă mâine, nu, dacă peste nu două clicuri de timp ar merge, când anarhism și n-ar merge anarhismul peste două clicuri și noi zicem bine, dar poate merge peste 3-4 clicuri. Nu, nu acceptă nici mâine. Niciodată. Nu e doar de timp. Aici, nu e doar de timp. Ei zic că e disfuncțional și obiecțiile astea care ne echilă cu ele, conflictul între agenții și nu știu, ei crede în ele. Adică ei le-au adus, știi? Ei le-au adus. Nu e o chestie doar că nu e la mod anarhocapitalismul.
Aha. Ei zic dacă vine la modă, uite asta se întâmplă. Conflict între agenții, merge agenție mafiotă și ce-a mai zis acolo. Să fac niște filme de fel distopice și să ne lasă. Bun. Ok. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și răbdare că ați îndurat cu noi atâta timp. Am zis că facem 4 capitole, că o să țină mai puțin, nu ne-a ieșit. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, eu am fost în Dodi, vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. La revedere!